tele, cum așa? Și crezi că i-a propus să doarmă cu el și de asta a acceptat el? Acolo era așa, cum ar fi, cum ar fi dacă i-a zis asta, că e de noapte și atunci el a zis da. Păi așa obții tu lucrurile sau despre ce este vorba? Dacă ești bărbat, asumat și ai o vârstă și mentalitatea este conform vârstei tale, spune-mi față, frate. Păi este, dar eu nu vorbesc, nu pot vorbi cu tine pentru că tu ești infantil. Sau la un infantil să mă jignească, sunt mai mare, e? Robert, te-am făcut nesimțit în momentul în care ai făcut fata să plângă. Nu m-a jignit de mult, te-am mințit? Acum două secunde, te-am mințit. A zis că nu m-a jignit de mult și zic că m-a jignit acum. Se contrazice. Robert, da. Dacă ai avea o putere, pe cine ai elimina? Pe Radu sau pe Cristina? Logică pe Radu, puteam nimic cu Cristina. Nimic. Și tu ce o faci să plângă? Gata, Robert! Gata, lasă-l. Gata. Da, hai să lămurim, e foarte simplu. Cristina, te joci cu Radu? Eu nu am încredere în nimeni de aici. În nimeni de aici să spun ceea ce am eu de gând să fac. Pe cine votezi? În casa fetelor sau în casa băieților? Cea de treia persoană. Casa băieților. Casa băieților? Da. Bun. Măcar ca o lecție. Pe cine? Bine de văzut.
ați venit în gala Casei Iubirii. Ok, vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru dumneavoastră au fost aceste aplauze și aceste urale. Tu ai fluierat. Da. Da? Bine ați venit în gală, dragi telespectatori. Ne așteaptă o gală foarte frumoasă, țin să vă anunț încă de acum, încă de la începutul ei. Am vrut să-mi iau această rochiță roz pentru că am văzut că e roz acolo la putere. Roz, mov. Și am zis, hai, lasă, roz. Să fie o gală fericită. Da? Roz. Da. Da. Robert, cămașa este, cămașa ta, cămașa de pe tine este de la Mihaela? Da. Ai vrut să-i transmiți un mesaj? Nu. Nu mai întrebați. Dacă vreau să transmit un mesaj, eu spun. Ce ai spus la ureche? Mi-a spus nimic. Nimic? Nu. Ce ți-a spus la ureche? Eu i-am furat un pic. Și nu ți-a zis nimic la ureche? Nu. Ești frumoasă, ești foarte frumoasă. Nu, nu ești nimic? Da, eu știu. Tu știi ce? Te așteptai să vină, să vină la tine, să te ia în brațe? Așa așteptam, într-un fel, nu. Te-ai bucurat? Nu te-ai bucurat? M-am bucurat că... Bine, eu m-am ridicat, că el a intrat, eu am intrat prima, dar... Dar el a venit spre tine, el era deja aici când tu te-ai ridicat. Dar nu eram sigură ce să fac. Dacă au zis că nu, că vrea să păstreze distanța. Sau... Și uite că n-a păstrat distanța, n-a putut să se abțină. Dragul de el. E pauză în emoții. Da? Nu pauză în îmbrățișări. Hai că a fost foarte drăguț. Da. Mi-a fost dor să-l îmbrățișez. Serios? Mhm. Uh-huh. Și de ce nu i-ai zis asta? I-ai zis acum. Laurențiu, dar ce flori frumoase! Vă mulțumesc frumos, doamna Andreea! Foarte frumoase, ne-ai surprins! Și pe Lorena, ați pus inimioare, i-ai zis să-și ia rochie roz. Aici chiar a fost destinul. Nu te cred! 100%, vă jur pe orice. Deci noi am pus pariuri. I-a zis că se îmbracă în roz. Sau i-a zis el ei să-și ia o rochie roz. Sau. Deci n-a câștigat nimeni? Nu, chiar nu. N-a zis nimeni destinul. Așa am simțit eu. Când? Azi dimineață. Serios? Da. Ai stat în dubii când ai ales florile? Sincer, ca să zic povestea până la capăt, nu le-am ales eu. Eu doar am ales culoarea. V-ai zis roz. Da. Bam. Deci totuși el a nimerit culoarea. Nu. E meritul tău. A, mulțumesc. Ai zis că o să fie roz rochia? Nu, nu i-am zis. Chiar când a intrat, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-l întreb cum de unde știai că mă voi îmbrăca în roz. Și a spus că... Crezi că i-a spus mama ta? Acum nu știu ce să mai cred. Am văzut că el a apărat așa că... I-ai spus ei că e vin roz? Nu i-am spus nimic. Dar tu n-ai cum. Foarte drăguț. Și ce scrie mama Lorenei? Dacă poți să ne spui, bineînțeles, așa în mare. Că... Se bucură foarte mult că... Noi doi ne apropiem, s-a îngrijit de fata ei că e o alintată și o pisicuță de fetiță și că... Ai băgat-o de la tine? Nu, jur. Așa a zis, jur, că e o alintată și o pisicuță de fetiță? Că... Mame, nu ține cu mine. Am zis că ce-mi puteți spune despre ea? Și a zis, pe ce să spun? Ai avut dreptate, e o pisicuță, e o alintătură, e singurul meu copil și e sufletul meu. Și cam atât. Se bucură foarte mult că... Că ne apropiem. Și că îmi place tricoul de la Dăză. Foarte frumos. Ce mă bucur pentru voi. Doamne, ajută. Da, foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț. Mai primește vreun băiat mesaje de la mama... Radu, tu primești de la mama Cristinei. Doamne. Nici nu vreau să... Primește, dar nu de bine. Nu primesc de... Dar ai vrea să-ți scrie? Da. Nu cred că ar vrea. Nu cred că ar vrea, da. Eu aș vrea, da. Da, ai vrea să-ți scrie de bine. Dar mă urmărește pe Instagram, pe TikTok, doamna. Păi asta te urmărește de la început. De la început. Da, dacă era sprat așa, pe mine mă bloca. Ce înseamnă de la început? Păi de când ne-am apropiat noi. Nu-i genul care să dea bloc. Nu, că nu se prea
pricep ea cu astea, cu blocul. Cu... Numai nu-i mai de lac. Bianca, floarea ta? Da, eu am mai primit trandafiri roz, alb, roșii, de toate felurile, dar așa ceva nu am mai primit în viața mea. Are și spini, deci este o armă. Eu vă zic. E foarte, e periculos. De ce îmi zici mie? E periculos. Deci are și spini, e o chestie, nu știu, extraordinar. Nu m-am așteptat. Este foarte frumos și mai ales că l-a făcut el cu mâinile lui. Nu am primit așa ceva în viața mea. Și crezi că special a făcut spinii respectivi să fie o armă? A zis că mă reprezintă frumoasă, dar cu spini. Pur și simplu o să mă bucur de ea așa cum este ea și chiar înțeleg ce a vrut să transmită. Ți se pare plictisitor acum să primești flori așa, nu știu, trandafiri roz, flori roz, pal? Încercați să atingeți un subiect anume? Niciodată nu o să mă plictisez de flori, asta clar că nu. Mai ales de așa ceva. Am primit flori roz, am primit trandafiri roz, am primit trandafiri roz. Da, tot felul de flori am primit. Tot felul de flori. Și nu doar de când sunt aici în Casa Iubirii. Aici mai mult, clar, mai des. Dar așa ceva nu am mai primit. Oare ce flori o să-ți aducă data viitoare? Sau ce floare? Dar nici nu mă întreb. Dacă va mai fi aici. A stricat puțin Laurențiu surpriza, că eu am văzut buchetul, am spus, vai, că e frumos, se asortează cu rochea ei și Laurențiu, vezi că și Claudiu are ceva pentru tine. Zic, ok. Dar nu m-am așteptat la așa ceva. Dar la ce te așteptai? Nu știu, poate la fel. La un insectar. Nu știu, când l-am văzut așa cu mâinile după spate, nu prea am înțeles ce are acolo. M-am uitat așa prin spate, n-am văzut și apoi mi l-a dat. Da? Te așteptai tu să-ți aduc așa flori simple? De? Nu știu, dar nu, momentan nu pretind de la el nimic, mai ales că ieri a adus ciocolată pentru toate fetele, ne-a cântat, am primit o sumedenie de surprize din partea lui. Cred că e rândul meu, am spus asta. Da. Mihaela, ai mâncat din ciocolata adusă de Claudiu? Da. Dar ce ai mai mâncat, nene? O mânca? Supărare, parcă. Așa o mânca. Nu, eram curioasă să văd ce ciocolată, pentru că am văzut clipul pentru fiecare fată o dus diferit și am văzut să văd dacă o ținut minte, ce-mi place și mie. Și când am deschis, am zis... Era fix cea care îți place. Da, să țină minte pentru fiecare. E, de ce? Adică nu m-am simțit specială eu, adică toate ne-am simțit. V-am mai adus ciocolată, n-avea cum să nu vă mai nimerească acum, a doua oară. Dar și prima oară a nimerit și a doua oară. Prima dată a nimerit, a doua oară iarăși a nimerit. Suspect. Pentru Catinca. Catinca, ție ce ciocolată ți-a adus? Nu știu, n-am deschis-o. N-am deschis-o că nu prea mănânc dulce. Dar în materie de ciocolată, care este preferata ta? Cu alune. Cu alune e luat? Da. Nu. Am greșit data asta? Nu-i baie. Sunteți supărate? Nu. Nu. Larisa. Și la tine a venit George să te îmbrățișeze. Da, mi-a plăcut gestul. Da? Da, bine, da. Ai crezut că vrea să te pupe? Nu, pentru că eu cred că a înțeles. Fără nimic, o floricică, un spin, o petală, o ciocolățică, nu, o pătrusică, o bombonică, nu. O... ceva. El este o bombonică lăsată. Eu sunt bombon. Oh, ia uite, ce frumos a ieșit. Ce frumos a ieșit. Bomboana ta. Auzit? Bun. Nu. 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 Nu, nu. Ce fel de bombonică e? Mentolată. E mentă. Că nu... O bomboană scumpă. De care? Scumpă. Scumpă! Doamne Dumnezeule! Bianca. Ți-au spus fetele într-un fel astăzi? Adică ce? Să intri în emisiune, ți-au spus toate că arăți, că semeni cu un personaj dintr-o nuntă?
Nu, mi-a spus Mihaela, dar Mihaela nu e expertă de stil. Adică eu am luat-o mai mult ca pe un compliment. N-am luat-o ca ceva. Ți s-a spus în multe feluri aici, în casa asta. Dar n-a simit cu răutate, Bianca. Păi acum iar o dai, că nu se expertă. Stai că am zis că am luat-o ca pe un compliment. Nu, pur și simplu ai zis da, cum e nașa mare, atât. Nașa mare? Da, nașa mare. Dar chiar semeni dacă mă uit. Nașa mare de la o cununie, ceva. Cu orice e ceva de semăn. Bine. E ceva de bine, nu da, e? Da, nu, chiar depinde de situație. Bine. Eu n-am zis cu răutate. La mine, acolo în zonă, când ești nașa, trebuie să-ți faci coc, ca să se vadă că ești nașa mare. N-am zis că nu stă bine, din potrivă. Mie îmi place cum stă. Nu știu, eu mă simt confortabil cum sunt îmbrăcată, machiată, azi aranjată, deci... Ai fost prima la machiaj sau...? M-am machiat singură. Și cine e prima la machiaj? Nu știu, acum cred că e cazual. V-ați liniștit, gata? Nu mai e cu ordine? Random, fiecare da. Cum... Eu mă fac singură și s-au rezolvat chestiile. Începem gala? Da. Am început-o. Da? Da. Am început-o. Cu materialele. Începem. Să începem. Cu ce să încep? Cu cine să încep? Să începem cu, tot cu Bianca? Băi... cu tine nu. Nu spusă-i tu că nu mai vorbești despre Bianca? Laurențiu? E cuvântul meu dacă am vorbit. Bine, deci... Bine, poate că nu e vorba despre Bianca, poate că e vorba despre... Hai, să sărim peste dacă nu. Deci, poate că e vorba despre o altă Bianca. Ar putea face diferența în vreo... Îl vedem și după ce îl vedem, ne spuneți voi dacă a fost necesar sau nu. Sigur. Hai să urmărim. Ce nume se pune la vaca asta? Lola. Văcuța Lola, văcuța Lola. Marcica. Lasă, frate, iubire. Marcica. Hai să găsim un nume. Marcica. De fapt, găsești un nume. B, ceva cu B. Ce bea. Nu. Bea. Bianca. Cum? E cu D, e mai bun. D. Mai bine Joianca. Eu nu stau bine cu auzul. Era Bianca sau Bianca? Bianca, a zis Bianca. N-aș permite, Doamne ferește, să fac un fel de comparație niciodată. Cred că era... Bianca? Am înțeles care a fost aluzia. Probabil. Lasă-mă să termin. A fost probabil un moment de plictiseală între niște bărbați maturi. Exact. Cred că și cred că de fapt a fost Indianca. Da, Radu. Când a spus ceva cu B, a fost clar, dar nu e o problemă, ei erau între ei. Adică nu m-a făcut pe mine vacă. Doamne, ferește, nu mi-aș era cap. Nu? Adică... În niciun caz. De asta și zic. Niciodată, sincer îți spun. De asta și zic. Dacă nu ai făcut asta, era o caterincă strict între ei. Eu am bărbați maturi. Și chiar și în caterincă n-aș fi putut să spun tocmai că am schimbat litera. Ai spus lucruri și mai rele, nu mai contează acum. Nu este vorba că... Asta n-a fost nici de cum la modul serios și ți-am zis, nici măcar în glumă n-aș fi putut să folosesc numele tău. Nu, ni s-a dat asta... conexiunea când făceai chestia asta și după aia ai spus că da, că nu mai vreau să fac materiale cu ea, ceva de genul. Adică tot discutați despre mine, vaca aia a apărut tot când am apărut eu. Că dar nu era un vac. Era un cactus. Era un cactus. Păi era un cactus și pe cuvântul meu, dacă nu l-am desenat frumos, de ce să-i numim vaca când era o văcuță drăguță? Nu, bine, dar ai spus, hai să-i dăm un nume cu B. Și apoi ai zis Bianca. Da, ce... Ai zis, hai să-i dăm un nume cu B. Te-a dat seama, probabil, pe parcurs. Da. Da. Deci n-a fost niciun apropo către Bianca? Absolut deloc. Nici o intenție? Nu. Nici măcar un gând? Eu cred că m-a spus și Bianca, când a fost să-i spun lucrurilor pe nume, am spus și lucruri, să zic, mai grave, poate pe bună dreptate sau nu, dar aici nu mi-am permis nici de cum. Am înțeles. Deci nu mai ai nicio treabă cu Bianca, nu mai vorbim. Nu, și chiar am observat că în ultimele zile nu... N-am mai avut nicio treabă nici cu mine, nici cu Lorena, chiar de asta și la începutul gălii. Nu știu, am crezut că e supărată pentru că o văd așa cu energie mai scăzută și nu știu dacă are altceva pe suflet, nu legat de mine și Lorena. Zic, dacă are vreo problemă personală, habar n-am. Că... Pare prea liniștită față de cum o cunoaștem noi. Îngrijorează acest lucru? Da, nu mai pot, vă dați seama, doamna Andreea. În fiecare seară când mă duc să mă pun în pat, gândul îmi zboară acolo.
Sper să-mi treacă. Acum că am întrebat-o și mi-a spus că este bine, sper că în această seară o să pot să dorm liniștit. Doamne, ajută! Da. Vezi că în glumă se zice adevărul. Poftim? În glumă se zice adevărul. Da, bineînțeles. Câteodată. Da, e adevărul. Da, cred că acum discuțiile astea nu mai au sens atâta timp cât stă Lorena aici cu buchetul, e fericită, radiază, e totul ok. Da, oricum am vrut să zic nu că mai zic apreciez. Acum nimic. Vreau să zic că apreciez. Nu contează. Atât. Atunci. Lorena, tu ce ai înțeles din acest material? Nici ea nu poate să doarmă noaptea din cauza la filmarea asta. Uneori au fost glume din ceea ce am văzut și probabil de multe ori glumele lui nu sunt atât de înțelese. Nu știu dacă, de fapt, nu cred că a vrut să facă un rău intenționat, pur și simplu a fost o glumă. Acum depinde de Bianca dacă a deranjat-o sau nu și atât. Pe tine te-a deranjat? Un nume cu L? Depinde de moment, situație și contextul momentul în sine. Nu cred că ar fi fost ceva deranjant. Am înțeles. Depinde de fiecare. Bun. Laurențiu, ai scăpat. N-aveam dar ce de să asta. Scap, că nu era vreo capcană sau din ceva de scăpat. S-a luat exact așa cum a fost. Păi tu singur ți-ai întins capcana, nu ți-a întins-o nimeni. Tocmai asta am zis, că nu a fost vreo capcană, n-am avut ce să-mi întind. Poate că pur și simplu Bianca este ocupată, acum cu alte persoane. Oricum ar fi... Larisa... George, da, asta o să zic... Simți asta, Larisa? Da. Tu simți, George? Simt așa unele... un disconfort oarecum, dar nu... nu-i... nu o văd ca pe un pericol sau... pur și simplu, pe așa am cunoscut-o când am intrat în casă. M-am obișnuit. Am grijă. Eu totuși am încercat să o percep altfel, acum, dar... oricum, în ultima perioadă o văd mai liniștită, cum... Vrei să vezi un material, Bianca? Am de ales? A pus pe mâna la ochi. Asta. Nu. Sta la urechi. Nu, nu ai. O mică părere. Două. Două păreri. Te rog. A zis că ea are impresia că tu ai ceva cu ea și că de ce nu ți-ai asumat ieri în gală, adică să spui motivul adevărat, că n-o suport. Măi, dar nu că n-o suport sau că am ceva cu ea. Știi care-i treaba? Nu-mi plăia chestiile astea, că se bagă și bagă oricum strâmbi fără dovezi. Adică, frate, dacă vrei să spui ceva, spune, asumă-ți pe dovezi. Că eu nu-i spun ei că am auzit și eu vorbe, că se duce prin cluburi și mă iau tot timpul de ea și cu ea și auzi, am discuții, știi, avem discuții între noi. Și ea probabil era crezut că am încercat să o eschivez și să nu-i spun în față că mă deranjează sau ceva. Dar sincer, nu am nimic cu ea personal și nu aș scoate afară că spun ea una și alta. Pur și simplu, băieții au votat-o, n-am vorbit înainte să o votăm pe ea și strict strategic. Când îi să o votez din chestia asta, îi spun în față și îi spun exact. Ea la fel își face filme și își dă ideea că nu m-a votat și a spus asta, nu are s-a asumat. Cu tine, nu și-a asumat că își face filme la fel cum și-a făcut și cu Laurențiu și a spus că deja, că Laurențiu nu știu ce, că mă place sau că și încă era în capul ei, dar Laurențiu nu avea nicio treabă. Asta m-a supărat foarte tare. Adică, da, frate, îmi spui. Nu zic nimic, am făcut ceva. Spune, adu în casă, spune. N-am nimic de spus. Dar sincer, frate, adu-mi dovezi, adu-mi, nu spui așa că ai visat toată noapte și zici că, uai, dar stai că am mai visat o dată și s-a întâmplat. Ai dovezi, n-ai dovezi, stai în banca ta, adică până nu ai dovezi. Își face scenarii, își face, dă cu cretă. Deci aici o călca George, îmi face tot parcursul de la hotel. De la hotel la club. Pam, pam. Chiar și cred că în timpul votului sau după gală, el l-am întrebat pe George, adică el chiar avea un motiv la urma urmei. Da, l-am acuzat din motivul ăla. Am votat strict strategic. Asta ziceam, că totuși aveai motiv, dacă tot zici că fără dovezi, un alta nu s-a întâmplat. Nu, era vorba despre... Și eu sunt de acord cu tine, sunt de acord cu tine, dar nu am dovezi, dar am spus așa să văd dacă recunoști sau nu. Nu ai recunoscut, nu s-a întâmplat, s-a închis subiectul, eu am trecut mult mai repede peste el decât tu sau ea.
Și în gală mă așteptam ca tu cumva să ai un motiv da, da, real dintr-un și motiv, nu o strategie. Tu, relația mea, păi ai zis că eu mă bag așa pe adică când e de băga și așa, spun la Bianca, te votez, da, mă încurci sau... Da, atunci chiar a fost strategic și nu... În unele motive, în unele momente chiar, na, poate involuntar ne și ajută. Adică are niște joculețe, niște întrebări, niște... Zic eu că în unele situații constructiv, nu mereu. Eu, din contră, cred că de când tu ai intrat am fost, nu știu, destul de așa entuziastă de intrarea ta, cum te-ai prezentat. Chiar mi s-a părut că am avut păreri constructive și la apropierea voastră și la tot. Când am pus întrebări, au fost întrebările nu doar ale mele, ale mele pe parcurs, am descoperit că au fost și întrebările Larisei. Și ați ajuns în acest punct chiar pentru că nu ați răspuns la întrebări atunci pe moment. Și puteai să te superi pe mine și să fii încă împreună cu ea. Și să fiu eu aia rea, dar voi să fiți bine. Putea să fie posibil, așa. Posibil să fie și cum spui tu, dar nu. Eu le știu pe ale mele. Eu oricum nu m-a surprins materialul, parțial m-am așteptat la așa păreri, pentru că mi s-au spus așa pe bucăți și în față. Tarisa, nu te uiți deloc la George? Dar deloc, deloc? Ei, m-am mai uitat așa puțin, dar prefer acum să... Vreau dacă, nu știu, orice decizie aș lua sau nu vreau să mă las influențată de... Nu ies bine. Nu știu, e mai bine așa să... Nu e bine să zici adevărul, indiferent de cum ieși. Și dacă nu ești bine, spui adevărul. Păi da, dar nu vreau să fiu influențată de moment, adică să mă uit la el și să-mi amintesc anumite lucruri și să uit ceea ce mă deranjează pe mine. Deci te deranjează doar dacă nu te uiți la el. Dacă te uiți la el, îți trece. E așa de frumușel, bombonică, cum ai zis tu, că îți trece supărarea. Și atunci să vă punem față în față undeva, într-o debara, să stați acolo închiși, să vă uitați unul la celălalt, să-ți treacă supărarea. E același. Mâine, în cuibușorul iubirii, pedepsiți. Dar e același și dacă se uită la el și dacă nu se uită. Da, da, putem rezolva. Acum, problemele dacă sunt de rezolvat, la fel de prezente ca și zahărul din bomboană. Mai ales când tu, Larisa, ai spus că tu te uiți în ochii omului și îi spui lucrurile pe nume, spui lucrurilor pe nume, pentru că asta nu demonstrează respect. Nu compara respect. Situația. Nu ai compara situația. Eu n-am sentimente față de tine, Bianca. Normal că mă uit la tine, păi, și ai sentimente orice față eu. De George? Asta a spus. Nu, Bianca, chiar trebuie desenat cu cretă, cum ca să înțelegi. Nu, eu ți-am reprodus cuvintele tale pe care le-ai spus. Când Laurențiu zicea că tu vreau te uiți la el... De tine atât. Nu mă interesează. Normal că-i altfel față de el, nu? Având ceva pentru... Nu te uiți la el pentru că probabil ți-i rușine. Aoleu. Da, că ai luat o decizie așa la nervi și acum îți pare rău. Exact cum am spus. Stai tu liniștită că eu îmi pot rezolva singură absolut tot ce am de rezolvat. A luat o decizie la nervi și acum este rușine de decizia luată și de ce nu s-ar împăta? Eu consider că da. De ce nu s-ar împăta? Pentru că e încăpățânată ea. Așa m-ai interpretat tu. N-am zis de rău, nu te ataca atât. Nu mă atac. Larisa, ia uite-te puțin la George. Uită-te puțin la el. Că e același, să știi că are... Știu. Are fix problemele pe care tu le-ai văzut, le are în continuare, e tot el. E drăguț, e frumușel, e bombonică, ce vrei tu, dar cu problemele respective. Și uită-te la el și vezi care cântărește mai mult în balanță. O să mă uit, doamna Andreea, dar nu acum. Aoleu. 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 Ce urechi mare am. Aoleu. Nu? Și eu par... Da. Aș putea lucra în aviație cu urechile astea. Ia uite. Ia spune George ceva. Ce nebun eu. 22. E superbă, Larisa. Larisa, ești o fată superbă și... Da, mulțumesc. Indiferent de ce se întâmplă și ce va fi, tu vei rămâne mea. Ai locul tău acolo. Iubești și rămâi alături. Voi doi aveți o melodie. N-avem. A voastră. Nu, noi n-avem melodie. Mă rog eu, mă, să nu mai... Ce facem? Plagiem? Te rog frumos, Radu, să te abții. Ideea mea. Fiecare cuplu. Cum să fie ideea noastră, nu ideea ta. N-a venit de sus, de undeva, un sunet, la un moment dat, prin boxe, pe aici? Ai cerut tu această melodie? A cerut-o Cristina?
Păi... Sau pur și simplu ați auzit-o la un moment dat? Nu era în emisiune când am pus o melodie la mine pe live. La tine pe? Pe live. La tine pe live. La Cristina pe live a fost, după am pus... Da, la mine. Oamenii ăștia care lucrează în televiziune de ani de zile, de ani de zile și fac proiecte mari, 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 au stat la tine pe live, au auzit într-un final această melodie și au zis, e perfectă. Pasta o luăm și o punem în, în emisiune. La Casa Iubirii, că altfel e nenorocire. Este melodia pe care tu ai cerut-o pe Cristina de iubită. Și s-a folosit ca să-ți reamintească, glumești, să vă reamintească de un acum că ai văzut că n-ai cum să o dai, glumești. Eu zic mai bine să glumești, să spui că glumești, ca să nu se supere. Păi, dar bineînțeles că glumesc. Glumesc. Să nu se supere CD-ul. Că dacă se supără CD-ul, ne supără mai și noi. Mai merge melodia. Nu mai merge, nu. Ești gâri. Nici noi. Deci n-aveți melodie, George, n-avem Larisa. N-avem melodie, trebuie să găsim o melodie. Cu Claudiu. Nu, că nu-mi plac. Nu-mi place genul ăla de muzică. Poate ne găsiți voi o melodie. Cum? Poate ne găsește CD-ul o melodie. Da? Și crezi că v-ar ajuta? Cercetătorii. Crezi că ar putea să te întoarcă în decizie? Repede, repede, repede? Păi nu știu, eu momentan consider că nu ține doar de mine. Așa consider eu. Deci să înțeleg că cumva te asemeni la gândire cu Robert în ceea ce privește această pauză. Robert spunea că i-a dat pauză Mihaelei în ideea în care Mihaela să vadă ce a pierdut, să vadă cum e fără el, să vadă cum... Dar eu nu vreau să-i demonstrez nimic, uite ce ai pierdut sau... Nu-i doar pentru el, cumva este și pentru el, dar și pentru mine. Tocmai nu-mi doresc să iau o decizie la nervi. Asta încerc să evit. Da. Bine spus. Nu a înțeles el. Da. Să scaleze apele, să își pună ideile în ori. Da, da, atunci când ai zis să iau o decizie. Că nu există pauză, doar despărțire sau... Da, da, nu cred că există pauză. Adică bun. Pauză. Aș vrea să facem un parcurs al cuplului vostru. Mai mult reacțiile tale, Larisa. De când ai acceptat să fii iubită până când ai pus pauză? 7 zile. 6 zile. 7 zile. Am mai discutat asta. Cred că am bătut recordul, nu? Ce bun e. Posibil. Posibil. Cu toate că nu e despărțire, este o pauză. Da. Altceva? Sau e despărțire? Ce mai vrei să spui tu, Radule? Păi eu am spus, dacă el dorește să... Nu. Eu am zis că indiferent ce ar fi, în momentan vreau o pauză. Dacă el nu acceptă pauză, atunci nu avem de ales. 7 zile. Oh. Nu? Bun. George, nu te rogate de la acest material. Sunt foarte. Da? Vreau să vă uitați și voi cu atenție și vreau să găsiți voi problema pe undeva, dacă este, dacă există. Vă rog, hai să urmărim. Pentru mine adevărata magie este privirea ta, Larisa. Ai! Citește-o, mă, ce tare! Bine, o să zic mai tare. Pentru mine adevărata magie este privirea ta, Larisa. Vrei să fii prima? Nu pot să cred. A spus că, Larisa, pentru mine adevărata magie este privirea ta. Vrei să fii prima mea iubire? Da! Mai avem un cuplu în Casa Iubirii! Felicitări! Hai să aplaudăm și noi! Mă simt foarte bine și sunt foarte bucuroasă. Și nu m-am așteptat o secundă. Eu credeam că încă... Da, Laurențiu. Lasă-l că el face intenționat. Sunt bine, invitul meu. Ești minunată, invita mea și bronzată, așa rău de tot.
Alexandru. Iubitul meu. Ah. Iubita mea. Ce faceți, fetelor? Și asta e întrebare. Vreți că sunt înalt. Larisa nu prea pare bine. George, dacă n-ai observat asta... Nu te văd suficient de interesat. Îți spun sincer, uitându-mă în trecut, eu am încercat să trec peste, am zis că, măi, îi spune toată lumea, o să-și dea seama cumva, știi? De... Am fost deranjată și atunci cu piciorul și când am lipsit două zile și că nu am văzut suficient interes. Și eu cumva am încercat să te scot din situația respectivă, înțelegi, ca să vezi că eu sunt persoana care lasă de la mine foarte mult. Dar vrei să-ți spun ce m-a deranjat cel mai tare? Ce te-a deranjat cel mai tare? A fost smash or pass, așa-i? Strict, aspectual, na, ești o fată drăguță. Am schimbat câteva vorbe acolo în casa fetelor și, na, chiar... Aspectual? Chiar ai cu cine să vorbești. Chiar, nu îți dau un smash okay, și... Da. Pezi din punct de vedere că nu aș fi împreună cu tine. Nu m-aș vedea, nu mă văd okay. Împreună cu tine. Smash or pass, așa-i? Concluzia, eu spun să luăm o pauză. Ne mai întâlnim zilele astea cu siguranță. Bun. Atâtea zile a ținut relația voastră. 8. În fiecare zi, Larisa, ai fost foarte bine dispusă, foarte relaxată, fericită. Iubitul meu, iubita mea, iubitul meu, iubita mea. A fost foarte frumos. Pe 27, n-ai mai fost. Ce s-a întâmplat? De fapt și de drept a fost acest smash pe care el l-a dat? Nu a fost doar asta, v-am spus. Eu m-am gândit la tot ce a fost până atunci, la tot. Adică nu putea să fie ăsta singurul motiv. Doar că asta m-a deranjat, de m-a făcut să mă gândesc. Nu știu, este o discrepanță foarte mare, adică între zilele în care ai fost bine și ai venit după așa, probabil și din cauza faptului că ai stat să te gândești noaptea respectivă. Mai mult. Probabil te-ai dar eu mai da, mult păi în respectivă și m-am gândit. Te-ai dus cu mintea peste pragul la unde ți-am spus că eu cu Catrina Catinca. Catinca, doamne, scuze. Iar îmi pocești numele, îmi pocești numele de fiecare dată. Poate de fapt a fost problema date-ului. După ce Lorena și Laurențiu au primit date, adică chiar și George se aștepta el să primească și Larisa la rândul ei se aștepta să primească acest date, n-au primit date-ul și pur și simplu a fost și supărare că nu o să se cunoască mai mult, ei și așa nu se cunosc. A mai trecut ceva timp, ceva episoade, păreri, mama, tata, păreri importante și după aia se întâmplă asta. Probabil să fie și asta un punct. În niciuna dintre aceste zile ea nu a dat niciun fel de supărare. Nu. Asta niciun fel de supărare. Nu știu, eu am auzit-o că în vestiar, după ce, nu știu dacă era adresat mie sau în general, dar a zis ceva gen karma. Karma. Ieri în emisiune. Asta. Nu, nu, nu. Chiar în vestiar. Că nu doar eu și Cristina cred că a auzit, nu mai știu cine, când voi doi vă pregăteați pentru date. Și a zis karma ceva. Ia, Larisa? Da. Și ce legătură are? Nu știu, cu mine, în sens că uite că ei o să meargă la date și așa, dar karma, de fapt ea era pentru tine. Supărată. Karma pentru tine, nu pentru mine, ea. Da. Dacă ești bărbat, asumat și ai o vârstă și mentalitatea este conform vârstei tale, spune-mi față, frate, băi, păi ce este, dar eu nu vorbesc, nu pot vorbi cu tine pentru că tu ești infantil. Dar la un infantil să mă jignească, sunt mai mare, e? Robert, te-am făcut nesimțit în momentul în care ai făcut fata să plângă. Nu m-a jignit de mult, te-am mințit? Acum două secunde, te-am mințit. A zis că nu m-a jignit de mult și zic că m-a jignit acum. Se contrazice. Robert, da. Dacă ai avea o putere, pe cine ai elimina? Pe Radu sau pe Cristina? Logică pe Radu, pe te-am gândit Cristina. Nimic, nimic, nimic. Știu ce o faci să plângă. Gata, gata, Robert! Gata, lasă-l. Gata. Chiar în vestiar, că nu doar eu și Cristina cred că au auzit, nu mai știu cine, când voi doi vă pregăteați pentru date și ai zis karma ceva.
Ea, Larisa? Da. Și ce legătură are? Nu știu, cu mine, în sens că uite că ei o să meargă la deci și așa, dar Karma, de fapt ea era supărată. Karma, pentru tine, pentru, pentru mine, ea. Da. Și ce legătură? A, cred că da. Legătură are eu cu oricare dintre voi, oricare dintre voi, dacă ați fi fost și voi în cursa pentru acel date, sau să fi avut un strop de dorință pentru a merge la un date, în momentul în care date-ul le revenea ori Mihaelei cu Robert, ori Lorenei cu Laurențiu, eu cred că oricare dintre voi s-ar fi bucurat pentru faptul că cei doi, având în vedere că ei aveau probleme, având în vedere că cei doi urmau să se împace, apropie, cunoască, iubească, ce vreți voi. Adică eu cred că oricare dintre voi ar fi gândit așa. Adică eu așa am înțeles că nu v-a deranjat faptul că ei au mers la date. Larisa, spuneai atunci că tu chiar te bucuri pentru ei. Mă, dar nu o să, Doamne ferește, cum să nu mă bucur? Mă bucur pentru toată lumea, doar că, sincer, m-aș fi așteptat și la noi. A, bineînțeles. Pentru că abia au fost ei. Dar te-ai bucurat? Evident că m-am bucurat. Și nu are nicio legătură date-ul. Nu, eu cred că... Oare poate o mică chestie. Poate n-ar fi avut George? Dar nu are vina George, dar pur și simplu. Supărările, nu, eu interioare, frământările. Eu sunt de părere că Larisa a ținut... Adică a mascat foarte bine nemulțumirile ei și poate s-a așteptat la date să-i spună tot ce o deranjează. Și pentru că nu... Pentru că n-a mers la date, a zis că nu mai ține și că da, e ce exact. Aici. Da, asta e părerea mea, Larisa. Și mă gândesc că a ținut foarte mult toate chestiile astea în ea, s-a dus și acasă la apropiații, poate prieteni, familie și așa mai departe. A văzut și ea același lucru și o fi zis, ok, mă duc și spun... Deci avea de gând să-i zică la date? Avea de gând eu să-i nu zic la date? Eu nu cred că ar fi spus la date. Aș fi vrut doar să discut, date. Nu să... Probabil eu cred că și mai. Faptul, aici vedem, au fost 8 zile într-un cuplu și lucrurile între ei doi nu s-au bine, schimbat nici 10% mod. Probabil. Nu, eu cred că Larisa spune mereu că nu vrea să-l pună într-o lumină proastă pe da. George și cumva acolo, în intimitatea lor, i-ar fi spus toate lucrurile astea mai liberă. Păi și tu, dacă nu cunoști nici măcar 10%, de ce ai ales-o cel de iubit? Frate, mama și tata au stat 27 de ani împreună și s-au dispărțit după 27 de ani. Și crede-mă că nu s-au cunoscut 100%. Și asta ce înseamnă? Că nu mai... Și au 4 copii. Ce ai înțeles, George? Ia uite-o, în fiecare zi. Fericită, am maxim. Am văzut, na, nu știu unde aș fi o problemă, probabil în trecut. Dar, na, nu știu, depinde acum ce... Nici nu știu ce să mai zic, doamna. Pe cuvântul meu de om, că înțeleg, că nici nu știi, dar nici nu te interesează. Mă interesează, doamna Andreea. Păi, zine ceva! Ți-am lăsat o zi, două, trei, nouă, te las, eu te las. Dar nu înțeleg, George, nu înțeleg. Nu vrei să știi de ce? Bă, ce da, se întâmplă? Știu nu vrei de ce, să... știu, la nu mine știu. Este problema, dar aici am videoclip. Păi vrei să vă zic eu, că vă zic eu, că eu știu, știu eu, nu? Că eu da, sunt în relație. Nu sunt persoana implicată în relație, aici este problema. Nu, George, de ce schimbarea asta bruscă a ei? Nu te interesează ei. De ce? Adevăratul motiv. Unde este problema mea aici? Așa am înțeles întrebarea. Mă, uitându-te la imagini, de ce crezi că este ruptura aceea dintre... Nici nu văd. Discrepanța dintre ziua respectivă. Da, a fost atunci o noapte mai lungă și probabil da. A pus-o... Și? Ea a pus-o mult pe gânduri și faza cu Katinka. Da. Eu pus capac. Mai multe... Scuze. Și mai multe chestii. Probabil și ce a vorbit cu familia și... A pus în balanță unele chestii și a ajuns așa, de pe 26 pe 27, supărarea. Dar tu vreodată ai mai fost părăsit de vreo fată? Dar nu văd o problemă în a fi părăsit de o ai fată. Ai mai fost? Sau... Nu este nicio problemă să fii părăsit de o fată sau o fată de pe ea. A fost de comun acord despărțire. Acum, de comun acord. Am înțeles. Pentru că niciodată n-ai avut nimic de obiectat. Doamna Andreea, știți cum sunt eu? Dacă simt că persoana de lângă mine... are câteva nelămuriri cu mine sau nu sunt eu persoana nu zic în cazul ăsta, Larisa nu sunt ok, încerc să rezolv problema dacă pot să o rezolv, dacă nu pot cădem de comun acord, gen în vechile relații. Ce să rezolv? Că tu n-ai tras-o de limbă, tu n-ai fost interesat să afli ce-i cu ea, ți-a zis ea de la ea păi... niște lucruri, dar tu n-ai intrat în problemă să vezi exact, tu nu știi ce trebuie să schimbi exact la tine, nici în acest moment. Știu ce trebuie să schimb. Să fii mai serios. Nu, trebuie să fiu mult mai implicat în relație. Și să mai las. Și ce să faci? Ce înseamnă această implicare în relație? Să-i dau mai multă atenție ei. Cum? Tot timpul. Adică pe conexiune să-i zici mai multe cuvinte? Nu, doamne, și pe conexiune și
cu ea și să vorbim mai mult, să îi pun mai multe întrebări, să fiu mai aproape de ea când are o problemă, când o văd supărată, să intru mai în amănunt, să văd unde e supărarea, să încerc să... Asta e ca o lecție pe care o înveți pentru școală. Corect. Nu, no, înveți, din viață înveți. Adică nu sunt niște lucruri pe care trebuie să, exact cum ți-ai zis ea, nu le-ai simțit, n-au venit de la tine. Eu nu vreau să ți le zic. Probabil, ăsta sunt eu, doamna Andreea, sunt o fire mai, nu rece, dar exprim altfel sentimentele, ăsta sunt eu, nu știu. Nu știu dacă e o problemă. Nu le exprim. Pentru tine, tu le simți doar. Că de exprimat nu le exprim deloc, nu le exprimat în niciun fel. Posibil, posibil și asta. Asta zice ea că n-a simțit nici îngrijorare, nici interes, nici atenție, nici... Da. Adică sunt doar din gură, le zici, le verbalizezi, dar atât. Da, probabil am aici o problemă la exteriorizare. Probabil. Larisa, a fost acel weekend, a fost acea noapte mai lungă, și într-adevăr ai vorbit cu mai multe persoane apropiate pentru ție? Pentru că m-am gândit, dar eu aveam oricum, v-am spus de nenumărate ori, că eu consider că am spus întotdeauna când am avut o problemă, mie nu-mi place să fac o dramă din mamă și dar de ce nu? Dar eu am spus odată, uite, m-a deranjat, dar bine, hai, trecem peste. Dar ține cont că am spus, bagă aici și... Dacă simți că, într-adevăr, este situația bună, demonstrează... Adică ea ți-a bătut niște apropouri, ți-a zis, pune-l te-am jos. Zis și eu... Pune-l jos dacă vrei. Și nu s-a întâmplat nimic. Ține-o. Da. E regret că ai intrat în această relație? Nu știu, dar nu pot să zic că regret, dar poate... Nu știu cum să zic. Spune la Larisa. Eu mi-am... Mi-am dorit foarte mult, dar acum mi-am dorit foarte mult și să vină de la el chestia asta, să simtă, să-și dorească și așa mai departe. Dar acum, după ce m-am gândit atâta, cred că, nu știu, poate a fost de vreme, nu știu. Pentru că eu v-am zis, eu am fost foarte, foarte, foarte impresionată de momentul în sine și pentru că nu m-am așteptat, eu m-am așteptat că o să-i fac lui o surpriză când merg acolo și, de fapt, a fost invers. Am rămas deci eu. Deci tot entuziasmul adică... ăla de pe 21, de fapt, era că nu-i venea ți-ai dorit să te ceară. Nu că-ți doreai să spui da din tot sufletul, era mai mult... Ei, în sfârșit. Probabil. Nu știu ce să mai zic. Nu mai înțeleg. Dar eu cred că doar era entuziasmată, nu-ți venea să crezi că a reușit să facă pasul ăsta. Nu venea să crezi pentru că eu nu am crezut că... Și înseamnă că nu ai spus da din suflet, din... Dacă era... Spune așa acum. Ea mai tot timpul a menționat că s-ar fi văzut cu George într-o relație afară. Nu știu... Tu ai spus... Lasă, Lorena. Da, dar Lorena, ce s-o scos, sex. Dar nu... Nu vreau să o scot. Pur și simplu, adică... ea era înainte foarte sigură de relația și ceea ce aveați voi și la un moment dat s-a... Ce a zis că orice ar fi, știe erau... că între ei doi va continua, vai, Doamne, că e gata, până la sfârșitul vieții, practic. A fost așa. Și apoi în momentul în care a cerut-o, băi, na, că am dar uitat să credeți? Zic că nu știu ce, nu știu când. Păi ce credeți, dacă ei doi aveau relația afară și era problema asta acum pe care o are Larisa? Credeți că afară s-ar fi rezolvat ceva? Ce problemă? Poate era mult. Ce are Larisa față de el? N-am avut multe momente. Păi da, dar nici Larisa nu a putut să fie ea așa cum e ea. Nu e vorba de o problemă, e vorba de lipsa de sentimente din ambele părți. Crezi? Da, simplu cum au evoluat. Eu nu cred că nu au sentimente unul față de celălalt, dar pur și simplu nu au evoluat. Se plac, dar nu e vorba de îndrăgosteală, nu e vorba de chestia asta, nu mai pot de dor să te văd, nu există așa ceva, nu. Eu am sentimente față de ea și chiar aș putea spune că sunt îndrăgostit de ea. Da, George, dar nu au fost îndeajuns astfel încât, nu știu, să probabil simtă, nu... să zică ea din tot sufletul. Asta nu e de condamnat, da, pur și simplu. Nu a fost. Nu au fost sentimentele îndeajuns neputernice. George, tu ai înțeles ceva?
Sincer, doamna Andreea, n-am înțeles nimic. Sincer vă spun. Cum? În aer. Sincer vă spun. Și ce simți? Ce în sufletul tău? Ce în mintea ta? Și la ce te gândești? Amestecături așa de sentimente, de... Idei? Idei, da, idei. Adică nici nu realizez, gen, că s-a rupt, că totul... Bine, n-ai realizat că s-a întâmplat, da, adică, că s-a și terminat. Probabil mai am în gând că înainte când eram în cunoaște, poate avea sentimentele, avea gândurile astea și nu mi-a spus și aștepta momentul să fac o relație ca să punem pauză. Dar nici n-a trădat. Nu, dar n-a zis asta, Te-a zis nicio clipă, nu ți-a bătut niciun apropo. Nu știu, face nu... Cristina cu Radu în fiecare zi. Nu, n-a... Cristina... E o fată, adică... Cristina nu contenește să-i arate lui Radu în fiecare zi că e supărată. Deci nu, așa e bine să știe. Da, cum să nu? Ia uite, e totul bine și dintr-o dată stai. Să nu uit că sunt supărată pe tine. Iar se joacă, iar se giugiulesc, iar se alintă. Iar... Să nu uit că sunt supărată pe tine încă. Dar e normal să știe, să nu facă ce nu trebuie. Bun, deci tu asta spui, că nu ți-a dat de înțeles. Nu mi-a dat de înțeles, am văzut și videoclipurile, adică tot timpul cu zâmbetul pe buze și deodată, bum. Adică și atunci, nici atunci nu am înțeles prea bine, dar am zis să iau totul oarecum pe mine, între ghilimele, și să stau după să mă gândesc acasă, să văd, mă pun în postura ei, să văd totul exact așa cum spune ea acum. Și m-am pus, m-am gândit și i-am dat dreptate. Chiar am unele momente și acum nu știu dacă este în totalitate, dar eu asta așa o simt și simt că eu sunt vinovat de... Dar ți s-a mai spus asta, că nu ești așa implicat în relație? Sincer, nu. Nu? Nu, sincer. Păi și tocmai de asta, George... Asta vezi mai bine relația afară, Larisa? Nu știu, depinde. Probabil nici nu am putut să ne apropiem foarte mult. Probabil dacă aveam un date, cu siguranță ne apropiam mult mai mult și eram mai deschiși unul față de celălalt. Regretați acum Lorena, Laurențiu, că ați fost la voi? Nu, la nu, dar n-au de ce să regrete nicio secundă. Adică ei sunt la fel ce bine sunt. Cum? Vedeți ce luminat la față sunt, ce bine sunt. Adică n-au de ce să regrete, sunt doi oameni frumoși, adică le stă și foarte bine împreună. Acum e mai bine, nu prea. Nu. Da. Credeți că dacă ați merge la un date așa în această pauză, s-ar rezolva lucrurile? Eu cred că s-ar da. S-ar da play. Cred că da. Am lămurit unele chestii acum, dacă vrea ea, dacă nu. Din ce partea mea... Poftim? Ce ați lămurit? Ne-am apropiat mai mult. Am vorbit mai mult. Probabil m-ar cunoaște și ea cum sunt în afară. Afară. Păi, dar tu garantezi că voi o să vă întoarceți bine? N-ai cum să garantezi. Păi asta-i spus, garantez cu siguranță nimic. Va fi... Poate asta am încredere, dorești, așa, dar îți dai seama că... Cristina, poate vor petrece mai mult timp amândoi la date. Păi, dar trebuie să observi și pe ea și ce părere are ea. Și oricum, voi spuneți tot timpul că George în afară este mult mai deschis și mult mai diferit de cum este pe conexiune. Corect. Dar de ce punem toată treaba pe George? Nu depinde doar de George, sunt doi oameni în relație. Ambii trebuie să meargă în direcția aceștia. Și Larisa a spus înainte că depinde de ambii, dar acum... De acord, Larisa, să mergi la un date cu George așa în pauză. Pauza asta. Nu știu dacă acum, dar poate mai târziu, da. Păi mai târziu, poate e prea târziu. Păi da, dar mai bine să spună să fie sinceră ea acum. Tu poți să o sfătuiești, tu niciodată n-ai râs și după te-ai întors mai bine. Eu? Clar un exemplu aici, nu? Eu îți recomand să nu te grăbești. Și, nu că nu să te grăbești. Să accepti date-ul pentru că afară cu siguranță vă puteți cunoaște diferit. Și zic, cum zic și ceilalți băieți, George afară pe bune că poți cunoaște cu totul altfel. Și eu chiar cred că voi doi aveți sentimente unul pentru celălalt. Așa că ce îți recomand eu să nu arunci așa cumva la gunoi tot ce ați construit până acum. Și dacă vi se oferă șansa asta să mergeți la date, până la urmă, chiar nu ai nimic de pierdut. Pe cum, ce ai tu de pierdut? Chiar ai doar de câștigat, sincer. Dacă decât să stai așa într-o pauză, care oricum de aici o să mergeți într-o despărțire, mergi acolo... Așa? Cum? Crezi așa? 100%. 100% pentru că păi, nici cât timp ați fost într-o cunoaștere și ați fost mai apropiați, n-am putut să se apropie la modul ăla la care îți dorești tu și nici tu n-ai putut să-i spui exact pe șleau ce și-ar fi dorit el să audă. Păi dacă sunteți într-o pauză, cum să ajungeți voi mai sus decât n-ați ajuns voi într-o cunoaștere? Dar, Lorena, Laurențiu a fost diferit la acest date față de cum e aici în casă? Nu neapărat diferit, dar am petrecut mai mult timp împreună, în sensul că nu am stat 5 minute azi, 5 minute mâine sau... Nu, au fost mult mai multe ori împreună și le-am simțit mai apropiat. Eu cred că au fost mai accentuate lucrurile, cumva.
tot spuneți că George este diferit. Dar este. Afară ca, da, dar cât de diferit? Adică... Păi da, dacă mai pune Larisa două întrebări, nu știe să răspundă. Și afară e descurcăreț la cel mai... Mai descurcăreț ca mine. Orice îi dai să facă sau să vorbească, știe să vorbească, să facă, să pună problema. Și aici, dacă îi pune fata asta trei întrebări, nu răspunde nici la una. Dar și atunci care e problema? Luminile? Că poate că camerele abia se văd. Nu știu, asta... Se simte pus sub presiune și am spus că asta este problema. El, pune el se simte, el cu el însuși. Ai emoții, George, încă? Nu știu dacă am emoții, că a trecut destul de mult timp de când sunt în casă. Dar nu înțeleg, nu știu ce... Chiar nu știu. I-am spus să fie mai relaxat, să încerci. Probabil asta, cu relaxat, să fiu mai relaxat. Nu mai... relaxat din nicio culoare, se vede pe el. Să fiu mai relaxat, să fiu eu. Asta cred că le rezolvă pe toate. Aici, fetele, avem o bănuială. George, când se vede pe televizor, pe ecran, atunci se pierde foarte, foarte mult. Și în grădină se vede pe ecran? Nu, dar poate e conștient și stă cu gândul acolo că e filmat și e normal. Nu neapărat, dar poate în subconștientul meu e acolo, se învârt rotițele. Deci să te hipnotizăm? Să te hipnotizăm? Ar fi, probabil ar fi o... Facem terapie cu tine? Ar fi o soluție. Să ștergem această emoție? Eu să hipnotizez. Da, suntem sigure. Deci poate mă faci să latru pe aici. Dar dintre voi doi, cred că Lorena știe mai bine să hipnotizeze. Categoric, uitați-vă ce ochi are. Aș deja asta? Fac și asta. Explica asta. Oare cum te-a hipnotizat și te-a convins să mergi la date? Să formuleze el întrebarea. Cum m-a convins? Să vă zic o glumă sau pe bune? Doamne, aș vrea să-mi zici pe bune, te rog. Pe bune? Sincer vă zic că s-a întors a doua oară de la după camera roșie, m-am topit, n-am mai știut ce să fac și din stângăcie m-am dat o singură primire. Nici măcar n-a trebuit să mă întreb ea. Lorena, Bianca are o presupunere. Cum te-a convins să mergi la date? Cum? Vrei să vezi? Da. Hai să ne uităm. S-au spus niște lucruri ca și la tine și la mine, care, peste care, ca și fată, nu poți trece atât de ușor. Da, dar dacă este vibrația aia, vibrația bătăi inimii. Deci la tine este vibrația. Vibrația pe care tu ai ascultat-o pe YouTube. Nu. Nu. Pe care tu ai gândit-o seara. Eu nu am gândit-o, așa e. Deci tu crezi că el încă are vibrații față de tine? Da. Deci eu nu cred așa ceva, ești imposibilă, sincer. Tu asta simți? Tu vorbești serios? Nu s-ar fi despărțit de ea. Dacă n-avea vibrații față de tine? Da. Tu vorbești serios acum? Da. Cum nu faci, nu faci glumă, faci glumă? Nu. Cum, uite, cum să nu-ți placă de Lorena, pe bune? Dacă nu-ți place de altcineva? Ca și bărbat, adică mie mi-ar plăcea de ea. Dacă ar fi sinceră. Da, pur și simplu, poate nu e acolo cu ea. Chiar dacă ea e o femeie frumoasă, o femeie inteligentă, o femeie... Nu e acolo cu ea, pentru că e în altă parte. Te așteptai? Că ce? La schimbarea asta? Ca să se apropie... Dintre ei doi? Te așteptai? Eu, sincer, nu știu. Nu mă așteptam, sincer, adică... El părea foarte hotărât. Știu, nici eu foarte, foarte hotărât la schimbarea asta, dar la câte schimbări de zi de zi are el, mâine, gata. Nu mai vrea, mâine iar vrea acasă, mâine iar nu simte, mâine iar nu știu cum. E foarte brusc, adică cum da, poate? Da, lasă-mi, dar și tu ca femeie, adică pur și simplu el zice că vrea acasă, cum nu simte nimic de la tine. Și cum a reușit fata să-l convingă? I-a zis că doarme cu el sau ce? Înainte de a începe, cred că starea tristă și ceea ce ai spus înainte a Bianca este că s-a trezit din filmul pe care l-a avut în aceste zile. Cred că din cauza asta este atât de... În prima să comentăm parte... materialul invers. În prima parte... Invers. Din a doua parte materialului. Crezi că așa l-a convins să meargă la date? Pentru că Lorena este foarte greu de refuzat. Am spus de mai multe ori, este o femeie extrem de frumoasă și eu, ca și bărbat, eu nu i-aș găsi defecte, adică pur și simplu. Și n-am înțeles cum el putea să vină așa dintr-o dată și să zică gata, am terminat cunoașterea, nu simt nimica de la ea, să nu vrea date deloc și a doua zi, hop, a doua zi, în aceeași zi, deja să-și dorească date, adică e imposibil să o refuzi. Care bărbat în toată firea, adică pur și simplu, eu am spus asta de mai multe ori și era acolo o nedumerire, cum așa?
Și am explicat. Că i-a propus să doarmă cu el și de asta a acceptat el? Acolo era așa, cum ar fi, cum ar fi dacă i-a zis asta, că e de noapte și atunci el a zis da. Păi așa obții tu lucrurile sau despre ce este vorba? Nu, era o întrebare. Acolo nu era o afirmație. Eu și Cristina ne întrebam cum tu ai reușit să-l convingi așa. Pentru că el era de neclintit atunci. Neclintit. Da. Și tu te-ai dus și el imediat ți-a propus să mergi la date. Cum? De unde schimbarea asta? De unde și până unde? Cum? Mi-a șoptit sau mi-a făcut vreun gest? Îmi dai seama? Nu, te-a vrăjit. Poate a ascultat ceea ce simte cu adevărat, a lăsat de data aceasta orgoliul la o parte. A lăsat de data aceasta orgoliul la o parte și a făcut ceea ce a simțit, pur și simplu. Dar bine a făcut, chiar mă bucur. Și în momentul în care, adică niciuna nu s-a așteptat că tu o să reușești. Chiar când ai plecat în casă, atunci ziceam, fată, nu știu, el poate o să te creadă și mai falsă. Dacă după tot ce ți-a spus, tu tot te duci acolo să te rogi de el. Asta ți-am zis înainte să pleci. Și totuși te-ai întors fericită și totuși a fost ok și te-a crezut. Nu e vorba neapărat că am crezut, pentru că oricum... Și dumneavoastră îmi sugerați cumva să-mi las orgoliul deoparte. Ea a plecat din camera roșie plângând și a venit înapoi în casă cumva cu zâmbetul pe buze și m-a pisicit. Și cumva mi se părea o discrepanță mare. Nu e vorba neapărat că am crezut-o, pentru că în capul meu nu cred că am crezut-o. Era o schimbare prea mare pentru mine ca să mi se pară că vine natural. Pur și simplu m-am topit. Atât. Pur și simplu, nu știu, fără să vreau, mi-a lăsat orgolul deoparte, nu știu, nu pot să-mi explic, vă zic sincer. Nu pot să-mi explic și vă zic că după ce am plecat de aici, mă bucuram că am acceptat și că o să am câteva momente cu ea. Sincer. Eu cred că Bianca v-a ajutat. Da, nu știam unde era ajutorul, nu știam cu cine m-a ajutat. Eu am urmărit cu sufletul la gură, tot momentul. Să văd ce se întâmplă. Eu am lăsat... În momentul în care tu ai plecat din casa fetelor, Bianca ți-a dat un sfat. Da. Și ți-a zis să nu te duci chitită pe date. Să-i zici de date. Uh-huh. Să zici la final de date. Dar... Dar tu n-ai mai apucat, tu n-ai zis absolut deloc de date. Nimic n-a zis. N-ai mai zis nimic de date pentru că a venit de la sine, da. Singur, ai zis. Bine, fără să dai seama, a fost un joc de cuvinte. A fost un joc de cuvinte. Ați ciocnit pentru plecare, plecarea ta din casa iubirii și a zis, ce plecare, la date, nu? Da. Și gata. Dar nu pot să spun... De ce simplu a fost? Are toate armele, Lorena, să te ajute să lași orgoliul deoparte. Da, categoric. Nu cred că... Oricum, am apreciat sfatul Biancăi și că... a ieșit să facă lucrurile acestea, dar consider că atunci când ai o problemă, dacă te axezi pe problemă, nu ajungi nicăieri. Și am preferat să schimb starea total și să ajung cu un zâmbet pe buze și pur și simplu să fac ceea ce simțeam cu adevărat. Să-l iau în brațe și să fiu mult mai apropiată decât am fost înainte în camera roșie. Și chiar dacă Bianca nu mi-ar fi spus acest lucru, vreau să spun că așa aș fi procedat și eu, cum am făcut. Nu au fost o lecție care să o am în capul meu și să fac pas cu pas ceea ce a spus. Și că eu am crezut că nici nu mai zici nimic de date. Am crezut că nu mai zice nimic, am crezut că pleacă. Gata, la revedere. Da. Și gândiți la fel? Cine? Gândiți la fel? Siguranță și Bianca? Nu. Cum? Siguranță nu. Cu atunci. Siguranță nu. Asta e puțin, nu mă la fel nu înseamnă că trebuie să fie și asemănătoare ele. Pentru că am fost de multe ori de acord cu Lorena în anumite situații și chiar ea a spus că a fost de acord cu mine. Dar tu știi la ce mă refer eu? Când eu i-am reproșat că mă copie sau ceva de genul, a fost o discuție între noi, că ceva la nervi a fost atunci și ea a spus că nu te copii dacă am fost de aceeași părere. Și ea singură a spus că de multe ori suntem de aceeași părere. Nu e nimic rău în asta, nu e legat de tine. Legat în general, legat de viață, știu. De relații, de orice. Eu nu mi se pare că sunteți două femei asemănătoare. Nu în asta. Gândiți asta. La fel. Gândire. La fel. Gândiți la fel. Ce scuze atunci? Nu sunt asemănătoare. Două persoane pot gândi la fel și să fie total diferite. Dacă gândești la fel, n-ai cum să te comporți la fel. Altfel. Cum nu? Unul în gândul și unul în comportament. Eu, Claudiu, să gândesc la fel, dar să acționăm complet diferit? Pe cum, dacă avem amândoi aceeași părere? Este foarte important cum
îți exprimi gândurile, ce atitudine ai, cum pui în aplicare anumite lucruri, cine ești tu. Gândurile pot fi la fel. Îi alarmez prea mult, a fost nu doar... Nu mă alarmez prea mult, stai liniștită. Sunt liniștită, ești foarte agitat. Liniștește acolo pe scaun, că eu nu mă alarmez. Ce pățit? Păi nu mai căuta, că nu mă alarmez. Cred că probabil este obișnuit ca Bianca tot timpul să arunce săgeți. Nu este vorba de asta, dar nu m-am alarmat. Bine, ok. De ce? Ce de ce? De ce te-ai alarmat așa? Nu m-am alarmat. Deci nu te-ai alarmat? Nu m-am alarmat. Nu te-ai alarmat? Pe cuvântul meu de onoare. Sigur nu ești alarmat? Ce ești așa mai tăios? Eu? Da. Eu? Tu? Cine mă? Poate cumva i s-a părut că m-ați pus pe mine și pe Lorena la același nivel, dar nu e așa. Pentru tine, Lorena trebuie să fie superior decât oricine, mai superior decât oricine. Același nivel. Este vorba că cumva s-a zis că sunteți la fel și nu mi se pare că sunt. Că am gândit la fel în acea situație și așa s-a întâmplat. Am înțeles și așa a recunoscut și Lorena. Nimeni nu te-a atacat. Dar atât, nu m-am alarmat. Dar nu cred de ce încă mai există tensiune sau... A gândi la fel nu înseamnă a fi la fel. Dar tu de ce mai ai tensiunea asta cu Robert după jumătate de an? Eu? Bianca, nu m-am alarmat. A căzut. Nu vreau să o dau nici cum într-un mod negativ. Eu chiar apreciez că n-ai avut nimica cu noi și cumva am îngropat securea războiului. Apreciez mult lucrul ăsta. Stai să vadă date-ul. Așa că sper să fim așa și de acum încolo. Nu știu cum o să fim, eu o să spun părerile. Până când a fost totul ok. În general. Ți s-a părut că s-a enervat acum Laurențiu, Lorena? A folosit un ton un pic, nu știu, nu a fost atât de amical, dar acum îl văd bine, așa că... Dar de ce o are? Că sunt gemeni. A, sunteți doi? Zodia. Și sunteți doi? Mai multe personalități. Doar doi? Da. Unul e mai calm și celălalt e așa, este așa zbuciumat, așa exploziv. Deci unul dintre ei? N-are nimic cu Bianca? Mai ales acum de când văd că nu vrea să mă deranjeze nici pe mine, nici pe Lorena. Doamne, ajută să fie așa. Și să fie bine și liniște în această casă. Căci avem suficiente persoane care au câte ceva cu altcineva. Și asta ar mai lipsi acum. Dar, totuși, marți, Bianca credea că... Că tu ai o vibrație acolo pentru ea. Pentru ea? Da. Glumea? Cum? Eu sunt fel convins că glumește. Am întrebat de 10 ori, deci eu am șocat. Nu, poate poate să zic acum dacă a glumit sau nu. Poate fi părerea mea, este părerea mea. Noi discutam cu Cristina despre fătul în interiorul corpului mamei și că inima naște prima și inima produce prima vibrație. Și câteodată când intri într-o încăpere cu oameni care au un ritm accelerat, în acel moment simți și tu o presiune oarecare, chiar dacă nu te-ai certat cu nimeni și poate nu-i cunoști pe acei oameni. Există anumite vibrații între oameni. Și eu consider că Laurențiu are, da, o vibrație, nu neapărat pozitivă, dar are ceva cu mine, pur și simplu. Când eu deschid gura, se alarmează sau dacă nu spun că stăcută, dacă spun de ce așa, oricum are el ceva acolo. Este o conexiune, nu e clar, nu e amoroasă și nici nu va fi niciodată, pur și simplu așa, eu simt că este o conexiune. O conexiune sau o atracție? O conexiune, mai mult atracție nu, pentru că ne respingem unul pe altul. Și? Ne respingem. Și nu din respins vine atracția? Nu știu, momentul de față chiar nu este cazul să discutăm despre asta. Eu cred că acum el este bine cu Lorena, eu îmi văd de drumul meu și această vibrație poate rămâne acolo fără să dăuneze absolut nimănui. Și totuși ați putea fi, nu știu, prieteni? Dar n-a spus nimeni că n-am putea fi. Poate nu în emisiune, cu siguranță în emisiune nu vom fi niciodată prieteni. Poate după emisiune. În emisiune de ce? Despre anumite chestii și... În emisiune de ce nu? Așa e contextul. Care? Cum? Vibrați? Pe aceeași frecvență? Nu, e contextul de așa natură. El deja a avut anumite replici, nu știu, mi-a spus anumite chestii tăioase aici. Acest loc are memoria asta și nu doar locul acesta, ci și afară internetul și mama și pe care ți le-ai adus. Da, afară poate... Deci voi faceți o paralelă între casa iubirii, este o altă lume, și afară e o altă lume. Eu zic după. Nu, e adevărat. După. După casa iubirii. Când se termină casa iubirii, deci cu siguranță se termină casa iubirii, tu poți ură. Să treci peste jignirile pe care ți le-ai adus el, dar aici nu poți să treci.
Nu e același om. Nu, jignirea nu are aceeași greutate. Probabil dacă nu ar fi fost acea situație aici în casă, noi niciodată nu am fi avut conflicte. A fost niște jigniri. Real. A fost niște jigniri. Te detașezi. Mare. Dacă ești de aici, te detașezi. Nu. Aici nu poate trece peste ele, afară da. Dar în viața de zi cu zi afară sunt convins că la ordinea zilei sunt jigniri. Abia le putem numi jigniri ce le-am avut eu. Afară, în viața de zi cu zi, sunt convins că lumea, de rând, toată lumea folosește jigniri de mult mai mari. O să pară că eu îi caut scuze la ceea ce a făcut el. Adică mi se pare că prea ne dăm loviți la niște cuvinte pe care le-am folosit eu și nu sunt așa de... Nu m-am dat lovită. Niciodată n-am fost victimă. Tocmai a zis că trece peste. Cum? Tocmai a zis că trece peste, nu m-am dar dat afară. Lovită, Laurențiu. Așa mi se pare mie, că se aduce în discuție că eu am făcut niște jigniri și dacă chiar au ele greutatea asta și mie nu mi se pare că eu am făcut niște jigniri atât de grele. Nu mi se pare, așa mi se pare mie. Te-ai cerut și scuze pentru ele, acum nu mai contează asta, ziceam că eu probabil în mintea mea îi caut scuze și mă gândesc că e datorat contextului, stresului pe care îl trăim aici. Și în afara emisiunii nu mi-ar fi spus multe din lucrurile pe care le-a spus. A, este o scuză pe care tu o aduci. Da. Interesantă abordare. Mai liniștită. N-aș zice. Jignirea e jignire. Și pe lună, dacă mergem și te jignește cineva, e tot jignire. Da, dar te detașezi. Contează unde sunt. Jignire e jignire. Nu contează. Poate ai și trecut mai mult timp acum. Asta. Timpul le rezolvă pe toate. Supărarea trece, se duce, nu te mai interesează, nu te mai gândești. Cred că mai mult așa. Dar nu locul. Locul... Ce urmează locul unde te jignește cineva? A, că te jignește în altă limbă și nu înțelegi ce zice? Aia e partea a doua. Serios. Dacă te jignește cineva într-o altă limbă, tu înțelegi că te jignește? Dacă ți-o zice cu zâmbetul pe buze? Nu, nu te supără, nu te doare, nu te deranjează. Nu contează locul, zic eu. Bun, ce materiale mai vedem? Pam, pam. Dacă tot vorbim cu Laurențiu și Lorena... Laurențiu a fost în camera roșie cu Catinca. Vrei să vezi despre ce au vorbit? Da. Așa mi-ai zis atunci, că vrei. Dacă nu vrei, nu ne uităm. Mai vrei? Da, în continuare. Și atentă ce zic. Dacă nu vrei, nu ne uităm. Nu luăm material. Am discutat deja o dată. De ce să te mai uiți încă o dată? Gândește-te bine, este totul roz, este totul frumos. Ascultă-mă. Nu, nu vreau să... De ce vrei să cauți o posibilă ceartă? Păi tăi pe un orișor rost. Tu nu ai nicio problemă. Dar tu pe cine orișor ești? Sau tu ești pe un orișor? Oricum îl vedeați și dacă vrei și dacă ești? Nu. Vreau să văd. Ești pe un orișor? Da, foarte roz. Deci nu stai bine acolo? Vreau să văd. Da? Doamna Andreea. A fost... Știi cum? Eram și supărat. Da, da. În ziua aia vreau să se... Aducă la cunoștință și să țină cont de așa ceva. Ne-am supărat după, cred. În ziua nu erai supărat. Pare. Eu ți-am zis că de câteva săptămâni eram supărat. Chiar era supărat. Atât sunt curioasă să văd cum reacționează supărat cu alte fete. Hai măcar să stăm unul lângă altul, vrei? Nu. Dragă până acolo. Nu, mulțumesc. Te rog, Lorena. Asta e că încă nu l-ai văzut. Vreau să văd fata nouă, pe cuvântul meu, vreau să văd să aibă niște picioare. Bă, vreau să fie, să aibă niște picioare lungi. Știi cum să fie topită după mine, jur. Bună, cameră. Mă numesc Catinca. Îmi plac bărbații cu barbă, care sunt asumați, sunt sinceri și atenți. Aș vrea să-l chem pe Ionuț în camera roșie să-l întâlnesc mai bine. Să-l cunosc. Mi s-a spus că dacă aud acest sunet, Ionuț nu vrea să vină, așa că o să trec la următorul bărbat de care sunt interesată și îmi place foarte mult. Aș vrea să-l chem în continuare pe Laurențiu. Cioc, cioc. Cine e? Cioc, cioc. Cine e? Bună. Ciao, ciao. Salut, Laur, îmi pare bine. Bună, Catinca, îmi pare bine. Este po. Ce faci? Foarte bine. Ești în topul meu. Da? Da. Cine mai e în topul tău? Ionuț. Bun.
Și ce ți-a plăcut la mine? Îmi place la tine că ești așa foarte sincer și foarte direct. Îmi plac ochii tăi. Da. Ai un zâmbet frumos. Mulțumesc frumos. Și îmi place că ești sportiv. Da. Faci sport. Și sportul educă. Și acum ai emoții? Mi-au mai trecut puțin emoțiile acum vorbim cu tine. Ei, ce cauți atunci la un bărbat? Ți-aș fi mai simplu așa ce... Mi-aș dori să fie asumat, asumat, sincer și atent. Sunt lucruri importante pentru mine. Asumat, sincer și atent? Da, da. Am înțeles. Și-mi plac bărbații cu barbă. Cui nu-i plac? O să te cunosc. Dacă ești de acord, ar fi super. Bine, draga mea, Katinka. Ce înseamnă tatuajul de tale, că n-am apucat să te întreb? Sigur. Sau dacă se poate spune. Cu care vrei să încep? Cu 3-3-3. Se văd, 3-3-3. Sunt toate la vedere? Mai am și pe spate, și pe picior, și pe abdomen. Care vrei tu? Taur. Îți dificil, Tauri? Suntem, da, suntem iubitori. Da? Iubim cu tot sufletul. Vrei să mă bucurezi? Adică nu ți-e frică, nu știu, de judecată, de Lorena? Măi, eu sunt o persoană foarte cerebrală. Dacă văd că am loc, bine. Dacă nu, iar bine. Dar... Dar tu ai cucerit vreodată vreun bărbat? Poftim? Ai cucerit vreodată vreun bărbat? Ai fost cucerit. Sau crezi că ai putea? Să cuceresc un bărbat? Eu merg pe chimie. Dacă este chimie între noi, nu trebuie să-l cuceresc. O să vină de la sine. Și cam când dacă este sau nu chimie? Cred că se vede atracția dintre două persoane. Se vede cum și între noi consideri că este? Sincer, vrei să-mi dau acum cu părerea de prima dată? Mai lasă câteva. Băi, mie... Hai, nu spune, hai, nu spune, nu spune. De femei n-am parte de care vreau eu aici. Are trei după el, niciuna nu-i bună. Bă, vreau să vină o gagică aici să mă... Să mă ducă, nu știu ce să-mi facă. Să o vezi. Să tremuri. Bă, să mă ia, să mă facă, să o simt acolo, că... Să te ia de cap, așa, ce nu? Trebuie, da. Jur. Vreau așa o gagică, vreau. Să vină din prima pentru mine, dar să-mi placă, frate. Cine vrea să vorbească primul? În ce moment te-a spus că este într-o cunoaștere? Nu am auzit despre asta. N-a fost pe material. N-a fost pe material, dar a spus. De spus a spus. În camera reușe sau exact când? Exact cum ți-am spus eu. După jumătate încolo. La un moment dat. Pe cuvântul meu de om. Cred. Vă mulțumesc că m-a ajutat. A spus. Dar atenție. După jumătatea camerei încolo. Am vrut să se simtă și ea în mediul ei, să poată să vorbească, să-și spună punctul de vedere. Te interesa. Cum? Te interesează. Am vrut să o fac să se simtă bine, că e nou aici în Casa Iubirii și... Nu e nevoie să minți acum. Mulțumesc, Laurențiu. Nu, pe bune vorbesc. De ce să stai creangă așa din prima și nu știu... În ce moment te-a spus că este într-o cunoaștere? Nu am auzit despre asta. N-a fost pe material. N-a fost pe material, dar a spus, de spus a spus. În camera reușe sau când? Exact cum ți-am spus eu. După jumătate încolo. La un moment dat. Pe cuvântul meu de om. Cred. Vă mulțumesc că m-a ajutat. A spus. Dar atenție. După jumătatea camerei încolo. Am vrut să se simtă și ea în mediul ei, să poată să vorbească, să-și spună punctul de vedere. Te interesa. Cum? Te interesează. Am vrut să o fac să se simtă bine, că e nou aici în Casa Iubirii și... Nu e nevoie să minți acum. Mulțumesc, Laurențiu. Nu, pe bune vorbesc. De ce să stai creangă așa din prima și, nu știu... Stai creangă. Dacă a venit pentru mine... Stai. Nu venise pentru mine. Să-i spun direct că nu... Nu și are rostul ce să ne ridicăm, să plecăm, să mergem înapoi în casă. Oricum, i-am pus... Doresc să vină o fată pentru tine. I-am pus oricum niște întrebări.
de rutină, gen, cum ești, ce faci, cu ce te ocupi, ce interese ai, nu au fost alte întrebări. Ți s-a părut că sunt întrebări de rutină, Lorena? Nu neapărat. Depinde ce rutină. Care nu neapărat? Cum ți s-au părut întrebări? Păi nici n-am dat întrebările ca să poți să zic dacă ți s-au părut sau în rutină. Nu știu, ai întrebat cine, adică cine este în topul tău, asta te interesa foarte mult și ce-i place la tine. Vreau să știu ce scop am fost chemat acolo, nu? Lorena, trebuie să te îngrijoreze faptul că el era deja cu tine în cunoaștere și spunea că așteaptă o fată cu picioare. Da, și asta a urmat să spun. Da, auzi, e o chestie care văd că tu, nu știu, ori nu le prinzi, ori, nu știu, nu vrei să le prinzi. Adică dacă am luat așa microfonul ăsta și am zis îmi doresc o fată, e clar că s-a udea, nu? Și mai ales pentru că am zis vreau să vină special pentru mine, tot în neabat, că n-a venit special pentru mine. Dar acum sunt curios, nu le prinzi sau le spui doar așa? Dar tu deja erai în cunoaștere. Da, dar sunt curios, tu nu le prinzi sau le spui așa? Ce să prind eu? Ea trebuie să prindă. Dacă nu o prinzi, ea e problema ei. Dreptatea ta, chiar nu le prinzi. Deci chestia asta să simt de la început. Cum? Ce înseamnă asta? Pentru că eu nu am intrat pentru el. Care asta? Robert spunea că orice se spune Mihaelei, despre asta vorbim, nu? Da. La asta vă referiți. Da. Pe românește, pune botul. Orice ar spune Radu, asta așa a fost exprimarea. Adică nu... Adică că de orice ei se spune, sau nu știu, nu stă să le gândească, habar n-am. Că orice ar spune Radu, orice ar spune oricine altcineva, Bianca, ea le ia de bune. Și acum o întreb, pentru că mi s-a părut foarte clar că ce am vorbit, am vorbit special, ca să ori se de aici, ori să audă ea, ori... Că altfel, nu știu, șoptea la ureche, sau știu și eu că sima, nu mai e cazul să... la ureche tot se aude. Nu mai, da, cu atât mai mult, că nu mai e cazul să mă sparg aici în emisiune să vorbesc baloane. Și atunci de asta o întreb, că am și eu nedumerire. Ea chiar crede pe cuvânt, e așa cum zice Robert, deci chiar, ea chiar pune, crede orice îi se spune sau face din adins? De asta am întrebat-o. Și din moment ce ea nu știe la ce mă refer, înseamnă că o face din... O, chiar, ea chiar crede tot ce îi se spune, așa cred. Ea nici nu cunoaște numele tale. Da, nu știu, mie nu mi se pare... Eu cred că și dacă e o glumă, proastă. Te întreb iarăși. Tu încă nici acum n-ai prins că e o glumă? Lorena nu recunoaște. Dar nu vreau să te întreb. Tu încă nici acum n-ai prins gluma ta, e problema ei. Dar o să... Am zis că urma să o să spună peste o săptămână. Dar vreau să te întreb atâta. Nu, eu spun lucrurile pe moment. Nu fac cum faci tu, Mihaela. Cum fac eu cum? Pare rău. Tu te ții foarte mult în tine și peste nu știu cât timp când ai tu chestia. Păi tocmai asta ți-am dat și ție acum exemplu, să nu faci la fel. Nu, ai spus că nu, o să ți le spună. Nu ai dat un exemplu, m-ai atacat direct spunând că eu voi face asta peste. Eu nu te-am atacat pe tine, draga mea, mi-ai spus. Bine, Mihaela, atunci nu știu nici glumele pe care le faci tu sau cum vorbești tu, nu le înțeleg, așa că pare rău. Ea și-a spus părerea, Laurenția a spus că a glumit, tu ai spus că i-ai înțeles gluma, nu te deranjează de nimic, nu am spus că am înțeles gluma asta. Eu ți-am luat de apărare, dar te luat-o. Da, dar nu, ai spus, dacă nu, o să spună Lorena peste o săptămână, adică ce vrei să spui cu asta? Dar ea a spus că e deranjată de glumă, Lorena, după ce Mihaela a spus, da, Lorena, da. Eu nu am înțeles că faci un joc. Adică nu ai înțeles când am luat microfonul ăsta, nu? Nu i-a plăcut gluma. Vezi că nu-i doar Mihaela. Știu, eu aș fi deranjată, maxim. Nu mi s-a părut o glumă, dar dacă o explici, poate... Adică, din ce ai explicat... Deci tot ce ai zis Mihaela se aplică și la Lorena, sau? Nu m-am așteptat chiar să nu prindă așa ceva. Îmi pare rău, atunci am păi nu, ai spus că în ziua respectivă. Adică dacă văd pe ea că zâmbește și ia microfonul ăsta zice mie nu-mi place de Laurențiu, ha-ha, eu îmi dau seama. Dar nu ai zis vreau să vin o fată nouă, ha-ha. Sau dacă îmi zice pe microfon, da, băi, vreau o fată, vreau un băiat nou. Păi să înseamnă că vorbești. Nu bate în mine, nu? Și te-ar deranja? De ce să mă deranjeze? Te-ar deranja o astfel de cum să mă deranjeze? Că știu că ca imagine, ca orgoliu, ca sufletel, ca stomacel. Dar la modul la care nervi. La modul la care am făcut-o eu, nu m-ar deranja. Adică stăteam pur și simplu pe canapea. Băi, ce mi-aș dori la modul ăla. Deci o auzi pe canapea. Mamă, ce mi-aș dori să vină un băiat, dar să vină un băiat, dar să fie așa. Eu cred că, nu știu, atunci înseamnă că am eu un spirit prea bun al observației și îmi dau seama când un om vorbește bine și când vorbește la Caterinca. Poate am eu un spirit prea bun al observației, nu știu. Nu s-au pus de acord, dar poate nu i-a plăcut gluma, Lorena. Cum? Probabil eu... Păi, atunci, nu, deci una e să nu-i placă gluma sau una e să nu înțeleagă că e o glumă. Lorena, asta vreau să știu. Nu am știut că a fost o glumă. Probabil nu am înțeles să și te explic de ce. Exact, una ar fi lucrul acesta că nu... Oricum încerc să-ți înțeleg glumele din ce în ce mai mult. Glume englezești. Da, exact. Dar probabil eu nu aș fi făcut astfel de glumă. Și din cauza asta pentru mine cum am faci astfel de glume? Că noi avem tachinările astea la ordinea zilei. Eu nu am cerut niciodată să vină un băiat nou pentru mine, nu, și să fie. Hai că avem alte glume pe bune acum. Lorena, sincer, dar în orice caz, voi în perioada respectivă erați fix în săptămânile în care Laurențiu spunea de faptul că nu
simte că vine ceva de partea ta. Săptămâna trecută, Radu. Ai greșit. Săptămâna asta. Okay. Ai tăcut și când ai vorbit. Vrei să-l scoți? Și pur și simplu înseamnă că tu când o să ai o pauză cu Lorena, adică o pauză, mă rog. Este o zi înainte să... Să se întâmple ruptura din cap. Oricum, pentru mine nu mă afectează acest lucru. Ne-am întors de la date-ul nostru și am fost mai apropiat, adică nu îmi voi schimba părerea. Bine, dacă e așa. Nici nu pot face griji o secundă că tu ți-ai putea schimba părerea pentru așa ceva. Deci era bine dacă pentru mine nu e. Nici pentru mine nu este o problemă. Doar că eu, de exemplu, ți-am spus, nu aș fi făcut astfel de glumată. Dar tu poți să continui. Doamna Andreea, vorbește George. O să le înțeleg într-o bună zi. Și nu o să fie nevoie să-mi dai explicații. Deci, în cazul Mihaelei, că n-a înțeles gluma, da, pune bus, mitraliera. Da. Lorena, că n-a înțeles nu gluma. Nu vin nici în clipa de față să cred că n-a înțeles că e o glumă. Poți să înțeleg că e o glumă, dar nu că ai fi făcut-o referitor la mine sau aud eu. Pur și simplu o glumă. A spus că mi-aș fi dorit să intre o fată și pentru mine. Dar l-a dat în tine că tu nu ai intrat pentru el. Ai înțeles? Noi nu credem că el a făcut asta special acum. Pentru Lorena. Noi credem că pur și simplu a făcut gluma sau de... E clar că se audă toată lumea, păi, dacă dar special microfon așa, ea. Tu faci să audă cei din staff, nu producția, nu se audă Lorena. Și după emisiune, păi știa că nu o să e nicio aici. Fată în casă pentru mine. Mm. Aia e tot glumă? Da. Da. Era un apropo cumva la ea, pentru că ea n-a venit pentru mine. Era un apropo la ea. Cum n-a venit pentru tine? Nu, eu. A venit pentru Marinel. Mă refer la Lorena. Era un apropo spre ea. Cum și lucrurile ce am spus înainte cu 20 de minute, 30 de minute, erau tot pentru ea. Pentru că ce? Pentru că știai că venise pentru Marinel sau de ce? Care era situația? Care era? Ce glumă? Vreau să înțeleg gluma, vreau să râd. Ia zi-mi, explică-mi gluma asta. De după emisiune. Care, asta ultima? Da. Pe ce am spus? Am zis că mi-aș dori și eu să vină o fată pentru mine. Special pentru mine. Eu aveam treabă cu Lorena, da? Dar ea n-a venit special pentru mine. Nu, păi vă zic eu cum am simțit, cum adică îmi spuneți că nu? Nu, zic eu cum ai zis. Atât că n-ai zis așa. După emisiune ai zis, băi frate, da. Nu e nicio casă, nicio fată în casa asta pentru mine. Să vină o fată, să mă ia, să mă ia. Și atunci când am zis partea aia cu special pentru mine? La început. La început, da. Pe serios? Prima dată. Da. Poate că mai mult, că s-a zis de la bun început. Fii atent, luăm materialul și vedem dacă e așa. Dar eu vă cred pe cuvânt, nu este vorba de asta. Zic atunci cu atât mai mult, că l-am zis la început și de la bun început atunci bun. Trebuie să știe că bat înspre ea. Bun. Deci, hai că o înțelegem pe asta, da? Da. Cu... Dar de după emisiune. Da. Aia a fost tot glumă? Da. Vreau să râd. Una din glumele mele, fără. Doamna Andreea, eu dacă am spus, înseamnă că spusesem bine de prima dată. Deci dacă chestia asta a spus-o Laurențiu înainte să se întâmple ruptura dintre ei doi, era fix în perioada în care el era un pic dezamăgit și a fost să plece de emisiune pentru că n-avea sentimente. Deci a fost până în date. Poate da, chiar a fost o glumă cu un pic de adevăr. Pe asta am înțeles. Atunci. Asta am înțeles-o. Da. Păi da, care are legătură? Gluma legată de... Nu e nicio fată. Astea sunt glumele lui, mă, un pic mai proaste, iartă-mă, că le face mereu. Da, doamne, Andreea, dar atunci se leagă cu plecarea lui. Adică când tu vrei să pleci, ai spus că n-ai simțit până acum, că ai fi făcut o fată special. Și se leagă cumva gluma care cumva e adevăr. Și a dat seama că e altceva. Păi, dacă... Bucureștiul e definiția de la glumă pe televizor. Pe mine mă deranja lucru. Să înțeleagă cineva, să înțeleagă. Vă rog, mă ajutați? Ca să... Deci, da. O glumă se râde. Adică, vreți să o numim, că îmi dau seama că se face tam-tam. Căutați alt cuvânt ca să nu mai folosiți acest, am zis în glumă. Da, chinare spuneți, sau cum se spune? Cum dacă tu erai serios și supărat? Da. Cum să zici că ai zis în glumă? Când tu erai abătut și căzut și supărat. Păi și ce am spus? Că nu este nicio fată dar în casă. Dar tu cu cine vorbeai? Da? Cu Claudiu. Claudiu, ți s-a părut că a glumit? Eu eram supărat pentru că mie nu mergeau lucrurile în plăre. Era ca un fel de tachinare. Nu știu cum vreți să spunem altfel. Era o nemulțumire, era o nefericire, era un lucru real. Da, vă mulțumesc frumos de sugestie. Era, era un lucru real pe care tu îl simțeai pentru că ai folosit și cuvântul pe care l-ai folosit să mă ia să mă ducă la... Da. O nemulțumire atunci. Era o glumă. Ai spus-o... Ai spus-o din suflet. Era ca un... Ca un oftat. Of. Cum iese oftatul, ție ți-a ieșit cuvintele astea. Explicația foarte simplă. Este fix în perioada în care el a vrut să plece acasă din cauza faptului că a simțit că nu e nicio fată pentru el aici. Acum a descoperit-o pe Lorena. Aia e. Important este că ea nu s-a supărat. Și că e totul ok.
a fost o înțepătură? Da. Da. Dar pe ce să se supere? A fost, cred că, un fel de glumă, ironie cu eu, de adevăr ceva. Nu știu, de multe ori am discutat aici, în momentul în care treci peste situație, eu acum știu în ce punct, adică suntem, ați văzut cu toții. Total de acord, gata, nu ne mai întoarcem. Foarte apropiat. Doar vreau să folosiți. Dacă se va repeta, atunci da, mă sau să vă asumați ceea ce ziceți. Să mai faci încă o glumă. N-am zis sincer, am zis în glumă. Cum adică ați zis în glumă? Că nu este nicio fată în casă. Păi și se pare că era din moment ce nu mergeau lucrurile bine între noi. Pe mine asta mă deranja, că vroiam să am ceva cu tine și pur și simplu nu reușeam să depășim un anumit punct. Asta mă deranja. Eu, din cauza asta ce? Am spus lucrurile alea. Vezi? Am știut eu. Am înțeles. Acum sunteți bine și gata. Dar gluma e glumă, da? Gluma să rămână glumă, vă rog. Fac eu una bună? Mm. Iar acum am răspuns în numele Cristinei. Nu. Cosmin. Cert o altă dată. Te-am văzut atent la material. Păi am rămas cu caracterizarea bărbatului pe care și-l dorește ea. Am băgat în seamă, da, 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 da. Cu barbă. Cu barbă, să facă check. Sport, așa și așa, da. Și nu mai știu ce, am zis ceva. Asumare. Barbă. Am zis ceva. Asumat, sincer și direct, asta am zis eu de când am intrat. Deci cred că mă încadrez. Deci e de bine. Eu așa zic, acum... Doamne ajută. Cum ți s-a părut în camera roșie, Catinca? Părea așa atrasă de Laurențiu? Acum, o primă interacțiune, nu cred că dintr-o primă interacțiune se pot trage concluzii. Poate era și emoționat, poate nu știa cum să gestioneze situația, cum mi s-a întâmplat și mie când am intrat. Serios? Da. Ai disimulat bine. Mulțumesc. Mă bucur pentru voi. Ia să vedem, ce materiale mai avem? Voi vedeți, da, că eu tot încerc să trec de materialele cu Robert și Mihaela. Mă bucur. Ce ne facem? Ce ne facem? Că nu mai vreau să mai aud despre susținătoare nici măcar o secundă. Pe cuvânt. Sau să le invităm aici să trăiască cu voi în relație. Pe mine nu mă interesează, eu mai vreau. Ce anume? Eu mai vreau. Tu ce vrei? Să mai auzim. Ce vrei, Radu? Lasă că te vedea și... Dacă vrei tu material despre Robert, acum. Dacă vrei, am unul cu voi doi. N-are cu cine. Cu Cristina nu are nimica. Sau ce-am dănit. Eu și cu cine? Și cu Robert. Cu cine face el material dacă n-are cu cine? Dacă nu eram eu aici... Lasă, Robert, că tu faci material și tu faci. Cine nu face material, Cristina? Lasă, și tu faci cu Bianca, stai la masă și bârfești. Și ce? Care că le numără? Dar fiecare face material. Vrei să vii cu material? Înțeleg. De ce n-ai venit și tu? Nu înțeleg. Nu înțeleg. A zis Robert că eu fac materiale cu el și Cristina a zis nu, că și tu faci cu Radu. Și am zis că odată la mulți că le număra Robert. Pe bune. A zis ăsta e al treilea. Într-o gală? Nu, în emisiune. Vă jur. Ce al treilea ce? Ce ne juri? De conexiune. Că nu știu cine vorbea Bianca la un moment dat și a zis ăsta e al treilea material care îl face, pe care îl face. Adică le și numără, el știe la fiecare, ține cont, că ala are două, trei, le împarte, le... Da. Robert, câte materiale am cu tine și Cristina? Habar n-am, doamna Andreas. Întrebați-l pe Radu, că îl știe. Aici aruncă hoțul, strigă hoț aici, știți. Dar cu tine și Radu câte am? Hoțul strigă hoț, întrebați-l pe el. Dar putea ca materialele cu Robert și Radu să le depășească pe cele cu Robert și Mihaela? Nici nu le bagă seamă. Nici nu le văd. Nici nu le văd. Dați-nu măcar de probă. Dar... Ce dar... Stai pepeni, să probăm. O, ce dar ești pregătit? Da, eu nu am nicio treabă. Eu, serios, din partea mea, vă promit că... Indiferent de ce ar fi acolo și ce s-ar afișa pe televizor, eu stau foarte liniștit. Și era acolo o nedumerire, cum așa? Și crezi că i-a propus să doarmă cu el și de asta a acceptat el? Acolo era așa, cum ar fi, cum ar fi dacă i-a zis asta, că e de noapte și atunci el a zis da. Păi așa obții tu lucrurile sau despre ce este vorba?
Dacă ești bărbat, asumat și ai o vârstă și mentalitatea este conform vârstei tale, spune-mi față, frate, băi, păi este, dar eu nu vorbesc, nu pot vorbi cu tine pentru că tu ești infantil. Stau la un infantil să mă jignească, sunt mai mare, e? Robert, te-am făcut nesimțit în momentul în care ai făcut fata să plângă. Nu m-a jignit de mult, te-am mințit? Acum două secunde te-am mințit. A zis că nu m-a jignit de mult și zic că m-a jignit acum. Se contrazice. Robert! Da. Dacă ai avea o putere, pe cine ai elimina? Pe Radu sau pe Cristina? Logică pe Radu, puteam nimic cu Cristina. Nimic. Și tu ce faci să plângă? Gata, Robert! Gata, lasă-l. Gata. Da, hai să lămurim, e foarte simplu. Cristina, te joci cu Radu? Eu nu am încredere în nimeni de aici. În nimeni de aici să spun ceea ce, ce am eu de gând să fac. Pe cine votezi? În casa fetelor sau în casa băieților? Cea de-a treia persoană. Casa băieților. Casa băieților? Da. Bun. Măcar ca o lecție. Pe cine? Rămâne de văzut. Casa iubirii. Și era acolo o nenumerire, cum așa? Și crezi că i-a propus să doarmă cu el și de asta a acceptat el? Acolo era așa, cum ar fi, cum ar fi dacă i-a zis asta, că e de noapte și atunci el a zis da. Păi așa obții tu lucrurile sau despre ce este vorba? Dacă ești bărbat, asumat și ai o vârstă și mentalitatea este conform vârstei tale, spune-mi față, frate, băi, păi este, dar eu nu vorbesc, nu pot vorbi cu tine pentru că tu ești infantil. Stau la un infantil să mă jignească, sunt mai mare, e? Robert, te-am făcut nesimțit în momentul în care ai făcut fata să plângă. Nu m-a jignit de mult, te-am mințit? Acum două secunde te-am mințit. A zis că nu m-a jignit de mult și zic că m-a jignit acum. Se contrazice. Robert! Da. Dacă ai avea o putere, pe cine ai elimina? Pe Radu sau pe Cristina? Logică pe Radu, puteam nimic cu Cristina. Nimic? Și tu ce faci să plângă? Gata, Robert! Gata, lasă-l. Gata. Da, hai să lămurim, e foarte simplu. Cristina, te joci cu Radu? Eu nu am încredere în nimeni de aici. În nimeni de aici să spun ceea ce, ce am eu de gând să fac. Pe cine votezi? În casa fetelor sau în casa băieților? Cea de-a treia persoană. Casa băieților. Casa băieților? Da. Bun. Măcar ca o lecție. Pe cine? Rămâne de văzut. Urmărim un material. Dar apelez la tot bunul simț al vostru. E duminică, e cald, e după amiază, ne relaxăm, nu ne enervăm, privim altfel lucrurile, se poate, da? Radu? Da. Nu zice, n-ar zice? Perfect. Bine, hai să urmărim. Băi, nu v-ați dat seama că ăștia fac cadre doar pe noi. El nu e în mană aici dragoste, el nu vinde dragoste. El vinde bârfă, atâta vinde. Pentru că sunt perfect, sunt bun pentru așa ceva, pentru bârfă. Dușmanii îmi poartă pică când au valoarea mea și toată viața lor stată în urma mea. Că el a ajuns aici datorită mie, știi? Eu mereu le-am dat apă la moară. Dacă voi ați lăsat un pic, măcar să înțeleagă, frate, nu vezi că nu ne dă nici conexiune. Înțelege, n-ai ce să înțeleagă, are două neuroni, ce să-i faci. Că întreb o întrebare pe iubita mea, răspunde Cristina. Da, frate, că... Mă, te întreb, tu vezi asta? Văd asta, nu vezi. Și ce vrei să fac în momentul ăla? Și vorbiți și unul pe altul. Și tu te bagi la rândul tău, pizdeie, și ascultă, eu am întrebat-o pe iubita mea și răspunde Cristina. Asta nu mi se pare normal. O intervenție nu prea corectă. Face cadre cu tine. Să ducă la iubita lui, să ducă să se ceară. Te doare capul, e? Auzi, Claudiu, imaginează 6 luni, așa. Are o pasivitate de 2 lei, dar nu prindești nici pe asta. Dacă nu faceți materiale cu el, e mort, e mâncat. El nu face materiale în casa iubirii despre iubire, înțelegi? El face bajocuri, bârfe. Băi, el face bajocuri și bârfe. Bă, uitați-vă la toate episoadele de la cap-coadă de când a început sezonul. Lui, din cauza... Da, din a făcut cauza un pic de tantam acolo cu Cristina. Fetele pe acolo? Am pierdut și noi conexiunea. Nu contează. Din cauza mea, nu. Din cauza lui. Frate, fii rațional, frate. Din cauza lui. Vorbeam și a intrat peste mine și a început să țipe. E o persoană care iubește atât de mult încât vrea să plece acasă, părăsească pe fată. O face în ultimul hal. În ultimul hal o face, știi? Și după aia, deodată, schimbă macazul. Ce s-a întâmplat? De ce deodată? Puneți-vă un semn de întrebare. Să-mi dai dreptate.
Vezi ce parșivieci că îl jignesc? E parșiv rău de tot, mă. E foarte... Atât e bun, să facă decât măgări. Nu e bun pe altceva. Fii atent. Din cauza lui, noi suntem jigniți în online maxim. Dar un ultimul hal. Noi. Păi Robert, spuneai că, că tu l-ai adus pe el aici, ele din sezonul 1 și plus de asta tu faci materiale vorbind despre el. El nu vorbește cu mine despre tine. Niciodată nu vorbește. Nu, niciodată. Nici în camera roșie, nici peste tu vorbiți de mine. Cât vorbești tu aici, cât ai vorbit materialul ăsta, chiar nu vine auzi? Să cred. Nu vine să cred că... De ce ai vorbit despre Mihaela? De când te-ai despărțit de el bine și când erai împreună cu el? Tine acolo? Păi eu zic că o încerca să aibă discuție cu mine și tu ai intervenit. Am intervenit, doamna Andreea, când erai împreună cu el, mergeam în camera roșie și vorbeați de mine. Vorbesc ei doi. Ții minte? Ce să ții minte? Când erați împreună, mergeați în camera roșie și vorbeați de Robert. Hai, lasă Robert, Zare, acum tu de ce n-ai vorbit despre Robert? Dacă tu ești mai bun, dacă tu te consideri mai bun, eu nu vorbesc de el, el m-a bârfit tot anul. Păi nu te consideri mai bun, tot anul m-a bârfit. Ce vreau să punctez este că am încercat de foarte multe ori și la insistențele lui Laurențiu, cred că și ale lui Claudiu și George, cred că toți băieții au insistat ca eu să port o discuție cu el față în față. Să-l întreb ce are personal cu mine. Minte, și Robert niciodată, Laurențiu e martor. Ei au spus, să o facem, nu el. Și eu am zis, băi, Robert, așa hai să vorbim față în față și să discutăm, să vedem ce tot ai cu mine, ce tot ai de împărțit cu mine de fiecare dată. Și el niciodată mă evită și preferă să mă vorbească pe la spate, în momentul în care nu sunt prezent într-un loc, să facă grup cu toți băieții și efectiv să mă bârfească și să mă jignească în ultimul hal, ceea ce pentru mine este foarte deranjant. Dacă ești bărbat, asumat și ai o vârstă și mentalitatea este conform vârstei tale, spune-mi față, frate, băi, ce este, dar eu nu vorbesc, nu pot vorbi cu tine pentru că tu ești infantil, am spus-o și Larisa. Nu ai, lasă, nu mai pune pe ceas. Eu nu ai spus despre tine, Robert. Ai spus despre Robert. Păi lasă, să mă evite. Cu mine. Păi a zis că mă evită. Eu te evit, dar dacă mă vorbești pe la spate. Ba da. Cum mă nu evit? Uite, eu vorbesc. Omul era în grădină și tu zici pe canapea, Radu, la nu știu ce. Bă, la nici nu știu dacă vorbește de tine sau nu, dar și invers, oricum. Mi-a promis doamnei Andreea, că nu mai intră peste mine și la două secunde intrat. Mi-aș dori foarte tare ca eu și că stăm pe un loc acolo și să vorbim și să-mi spună ce are personal cu mine, dar să uite în ochii mei. Ți-a spus ce are cu tine, îl deranjează când vorbești peste el și invers, vă deranjează asta. Nu vorbiți unul peste altul și gata. Eu nu i-am adus tot fel de acuzații și de chestii așa pe la spate și să-l vorbesc, să-l fac parșiv, să-l fac nu știu cum, să-l fac infantil. M-a jignit, deci nu s-a dat tot. Dumnezeu. Ce hal m-a jignit în emisiune. Dar simți acum pe scaunul lângă altul, ce vorbiți acum? Păi eu vreau, mă uit la el, eu vreau. La înțelege. Și tu, Radu, de multe ori, într-adevăr, când eu discut cu Robert, tu te râzi de noi, ca bărbatul tău, ca nevastă ta. Glumele astea nu le, nici eu nu le mai suport din partea ta, cu tot respectul. Ce-ți place? Ce nu e al tău? Da, ok, noi suntem cei mai mari de aici, dar asta nu înseamnă că sunt eu așa. Ce-i greșit? Nu știu, mi se pare că e o ironie din aia care nu își are sens. Pentru adică o zice cu răutate, mie te deranjează, Robert? Mie nu-mi place, mie nu-mi place. Mă sânge și am atras atenția spuși la piscina seara când am discutat cu ea, zic, n-am nimic personal cu Radu, că ei doi sunt mai aici întâlnesc, eu nu pot să fac nimic. Dacă îmi folosește aceste în sensul ăsta, dar cuvinte, zice, nu-i mai zic cineva asta, spune că-i fost asta. Mai zi la așa la ei. Hai la, iartă-mă dacă te deranjează acest termen de exprimare, dar eu îl folosesc strict pentru că știu că e al tău. Pentru că știu că e al tău. Tu ți l-ai ales. Păi poți să spui iubitul tău sau nu, mai ales că mă dă așa, ia-ți nevastă ta. Ești nervos. Ia-ți-o acasă sau cum. Te faci el și tot felul nu mai deranjant. Nu-i prima dată când ai spus așa, Radu. Ți-am spus că e bărbatul, e deranjant. Hai măi, Mihaela. Robert, pe tine te deranjează când îți zice nevastă ta? Cu ce temă de discuție o spune, dar ia-l pe bărbatul de aici că mă deranjează sau că mai zis mai tacă flanca, o ia așa în mod ironic. N-am spus niciodată. O ia în ironie. Păi da, dacă te-am întrebat că vrei să ia apărat. Nu, dacă l-am întrebat pe părinții să vorbești despre relația ta cu Mihaela, n-ai vrut să vorbești. Nu contează, cred că vă dați prea multă atenție acolo. Voi nu aveți care poate mai vii. Și tu, Radu, și tu. Calnici că noi vorbim. Nu vorbești cu Mihaela. Râzi și deranjezi. Știu. Dacă nu vrut să vorbească, l-am înțeles. Păi tu înțelegi cum el eu înțeleg, pentru că da, știu că am greșit eu față de el și el a greșit față de mine, dar nu vreau, a spus, nu vreau să pun presiune pe el, nici să vorbească cu mine, nici absolut nimic. Mie, dacă el are sentimentul pentru mine, o să vină și o să discute cu mine, dacă nu, am înțeles, tragem linie și atât. Mihaela, cum tu iei apărarea lui Robert, e normal Cristina să ia apărarea lui Radu. E foarte normal ce e dar nu trebuie să vă atacați între voi. De câte ori nu ai luat apărarea lui Robert și nici n-aveai dreptate. Mihaela, dar tu știi foarte bine toate situațiile în care iubitul tău și pe conexiune și peste tot, știi bine toate situațiile, nu înțeleg de ce. Dar el n-a spus că n-au greșit niciodată. Ea acum trebuie să demonstreze că e loială în pauză. E loială în pauză. Nu mai pot să spun nimic acum, doamne, gata. Păi tu știi foarte bine cum stau lucrurile, adică cu el.
că e al tău. Și Cristina știe cum stă lucrurile cu tine. Cum ziceam? A, acolo nu e bine, nu se face comparație. Aveți în contră, eu niciodată nu o să-i fac Mihaele ce ai făcut tu, Doamne feresc. Nu e gentleman dacă faci aceste comparații în continuu. Nu, eu sunt gentleman, nu fac unei femei, unei femei ce a făcut el. Gata, nu-mi aminti. Auzi, dar ce ai făcut tu, Mihaele, e, făcut te eu? Face gentleman? Ce am făcut din nimic? Dar voi vă întreceți care mai nu, el nasol face. Sau cum? El face. Cum îți ambiați greșit, acolo stați liniștiți. Nu e loc de comparație, vă rog frumos. Bun, care este problema ta cu Radu? De fapt, problema mea de cu Radu este că mă jignește pe mine și vrea să mă pună într-o postură rea și minte în numele meu că eu am jignit-o pe Mihaela. Unde am jignit-o pe Mihaela? El a jignit fetele, eu n-am jignit. Bun, da? Asta este problema ta. Da. Deci, ai spus-o, el a înțeles-o sau nu? A înțeles-o și nu o să înțeles-o. O să continuăm până când o să înțeleagă el. Am zis că am înțeles, da, să vedeți. Ai înțeles? Da, gata, vreau să închei odată că sunt sătul, sunt... Pare să vină cu niște argumente noi. Cel puțin pe asta le repetă de 3 săptămâni. Gata, păi și atunci pace. Nu vă mai atacați cu iubit. Eu nu atac cu el. Eu vreau să termin tot. Păi și tu îi zici de Mihaela, el îi zice de Cristina și ele două nu au nicio treabă și se ceartă tot ele. Dar n-am o problemă să discutăm pe tema. Voi doi ieșiți de aici că sunteți friends. O secundă. Atât când nu jignești, nu mă jignești, nu încerci să bagi chestii, știi el bine ce zic? Dar nu v-ați mai jignit de mult, voi doi. N-ai auzit tu. N-ai auzit tu, că mi-ai zis în vitalate. Acum mi-ai zis nebun. Mi-ai făcut una să te ceară și una să jignești. El m-a jignit de 5-6 ori. Înainte să fie la biliard. El m-a jignit de 5-6 ori. Dar tu ești mai mare, pe bune chiar. Ce, trebuie să stau la... Strigă un copil la tine, te face tot felul să mă jignească, nu? Stau la un infantil să mă jignească, sunt mai mare, e? Robert, te-am făcut nesimțit în momentul în care ai făcut fata să plângă. Nu m-a jignit de mult, te-am mințit? Acum două secunde, te-am mințit. A zis că nu m-a jignit de mult și zic că m-a jignit acum. Se contrazice. Și tu te contrazici, ambii vă contraziceți. Cum s-a contrazis el acum? Te-a mințit? Nu îi las tupa. Cu ce mă minte mie, dacă mie nu-mi pasă? M-a jignit înainte, de-aia am vorbit așa, mă, eram supărat că m-a jignit. Încearcă să le vii și tu. Gata, mai închis, ai dreptate. Nu mai vreau nimic. În casă unde să le vii. Despre Mihaela n-ai fi vorbit atât. Am vorbit mult. Pe el nici măcar în public, doamna. Mai am un material. Unul singur. Nu, unul singur cu ei. Îl mai discutăm și pe acesta. Și dacă nu se lămurește nimic, ne vedem de gală. Robert, te rog, privește. Mi-a fost dor de tine. Uite la mine. Lasă-o la dată. Nu e bărbat. Ăsta nu e bărbat. Nu, deci nu vorbesc de mine niciodată. La mine. Nu e... Niciodată. Nu, că nici n-am puterea să-i răspunde. Aici mergea fața asta din cauza ta. Nu, din alta ce ai făcut toate. Știu că așa s-a întâmplat, dar el le exagerează. Foarte greu să-i zic înapoi. Ascultă-mă. Vino aici, vino aici. Ăla nu e bărbat. Tu vezi cum își șterfelește femeia și o face în ultimul hal? Ăla e bărbat? Care face un copil de 19 ani să simtă halul ăsta, ăla-i bărbat? Dar tu dai seama că n-am tupeu și n-am... Dar tu dai seama că nu s-a întâmplat atât de rău pe cât o exagerează el, dar știi că ai slăbiciunea ta și te face să te simți așa? Ăla-i bărbat care aduce mereu în discuție chestia asta? Merită să pui la suflet? Merită? Uite cum își face propria femeie. Îți place? Calmează-te și nimeni face jocul și nu mai pune la suflet că nu s-a întâmplat așa. Cristina, noi doi am discutat despre chestia asta. Noi doi am discutat despre chestia asta și știi bine că nu e așa. Și că nu s-a întâmplat așa. Omul ăsta îi place să te vadă în starea asta, să te aducă în starea asta. Uite cum își face femeia. Eu te-am făcut în viața mea geloasă, materialistă, agresivă, impulsivă. Ce că îi aduce în fiecare zi? Păi ăsta e om să merită să-l asculți? Uite cât te suportă Mihaela de la el. Nu știu ce aș putea să spun înapoi, astfel încât să-mi iau apărarea. Poți să-i spui, ești un nesimțit, atât. Ești un mare nesimțit. Nu știu. Că aduci minciunile astea toată ziua în discuție. Cristina, ai fost afectată de vorbele pe care le spunea Robert. Mai exact, îți reamintea ceea ce... Mă rog, ceea ce a făcut Radu. Da. De fiecare dată când prinde ocazia, mă compară situația. De câte ori intervine? Ei se ceartă, atac. Nu am nicio treabă cu cearta lor și întotdeauna mă pune pe mine într-o postură de genul. Adică eu mă simt în interiorul meu foarte devastată. Chiar în momentul ăla m-am dus la baie ca să mă calmez, că nu am vrut să se focuseze toată atenția pe mine, n-am mai vrut să se ajungă la subiectul ăsta. Chiar mă simt epuizată și mă afectează de fiecare dată. Cumva el acolo, Robert, vede punctul sensibil și de fiecare dată încearcă să pun accent pe el, mai ales când vede că ne apropiem, pentru că atunci
E vorba de competiție și de ceea ce se întâmplă aici. Și da, mă doare, mă afectează, dar o să fiu... O să mă facă să fiu din ce în ce mai puternică și nu o să mai... Încerc de asta te apropii de el, pentru că dacă era afară... Încă și deja spui să-mi spună fost. Nu te mai... Nici nu mai dădeai bună ziua că era afară. Era o glumă, Mihaela. Și tu ai niște săgeți care nu... N-am nicio săgeată, dar... Nici bine nu va mai fi... Dacă ei doi se ceartă, Robert și Radu, certați-vă între voi ca bărbatul și nu le implicați pe ele. Și tu, Radu, îi implici pe Mihaela. Nu, eu vorbeam cu iubita mea pe Conexie și... Ambii și Cristina și... Radu dădea noi de ziceai că care ei nu au temă de discuție, înțelegeți? Ați Cristina văzut toți în această casă, în primele 3 săptămâni, nu au vorbit. De câte ori au vorbit, au fost în grădină sau ciondănit și acum doamna Andreea, că dacă nu să despărțeau. Știți stai, care e ideea, Bianca? În momentul în care eu vorbeam în grădină cu Cristina, atunci el se certa cu el la pe conexiune. Tu consolai pe Cristina. Nu se ceartă, se contrazic. Dar este o contrazicere frumoasă. În momentul în care o privești, este plăcută, nu este deranjantă, nu este obositoare, nu este cu jigniri, nu este cu supărare, nu este cu tensiune, nu este cu nimic rău. Este cu încăpățânare, cu alintare, conform vârstei și caracterelor lor. Așa sunt ei. Fiecare are adevărul lui. Eu văd un lucru, alte persoane văd altfel, le respect decizia. Știi ce văd eu, de fapt, și de drept, doamna Andrei? Dar, că Robert, dar tu ești în grădină cu ei, când ei stau acolo în grădină, ei doi singuri, ești în grădină cu ei. Doamna Andreea, această apropiere, da, am fost și am văzut să vede, această apropiere a lor este forțată, o fac amândoi strict competițional, așa, și vreau să vă spun și să readuc aminte că el a dat în mine că eu fac cuplu de... Nici n-am pomenit despre emisiune, despre strict competiție. Să ajung în final sau ceva, adică hoțul strigă hoț când el face acest lucru, n-am făcut acest lucru și n-avem nimic de discutat și nu vreau să mai discut de omul Robert, ăsta, de momentul Radu ăsta. Greșit. Te rog frumos să mă las să vorbesc. De momentul ăsta nu mai am ce discuta cu el și eu nu o să-i mai dau curs la absolut nimic și nu vreau să mai facă materiale pe spatele meu. Mulțumesc, doamne. Dar chiar așa. Dar eu, când o să vorbesc cu cineva și intervine, o să tac și cu mine pierdeți conversația dacă nu îl reduceți la tăcere, pentru că eu nu o să-l mai reduc. Mai cum aia... să mă reduci tu? Ieri de dimineață vorbeam ceva despre Mihaela și tu ai refuzat să-mi răspunzi mie și să vorbești despre Radu în continuare. Vorbeam cu cine vorbeam despre o temă și vreau să o duc până la capăt. După aia puteți să vă dați cu părerea oricine, dar nu e oricând, asta problemă. Dar nu momentul ăla. Exagerez că Robert, tu duci până la capăt. Dacă tu consideri că Radu a greșit, Radu a greșit, face totul de competiție, Cristina suferă, săraca. De ce de fiecare dată îi amintește asta? Aici e baiul, aici e problema. Pentru că am eu explicația, lasă-mă, te rog, pentru să termin. Că, Robert, că mă doare, a plâns o fată în emisiune, niciodată nu l-a afectat. Când a plâns Lorena, nu l-a interesat. Când ai plâns tu, Bianca, nu i-a apăsat. Iubita lui Mihai a plâns o grămadă de ori și țineți bine minte că nu i-a luat apărarea Mihaela când plângea. Din contră îi spunea, nu mai plânge, plângi fals, nu știu ce. Cristina a făcut-o de o grămadă de ori să plângă și urmează și Mihaela, restul. De câte ori... că plâng, că Mihaela, plângă de fals? Ori, da. De câte ori ai plâns, auzi, de câte ori ai plâns, râdea în hohote atunci când am avut material aici de niște ampiete, dar am zis, de ce râzi, mă, când venea să mai rău le făceai să plângă? Când? N-am nicio așa pare din partea lui Radu. I-am spus, te hrănești cu durerea altora. El ce a spus acum m-a acuzat degeaba că eu n-am râs când plângeți voi. El face asta. El a spus că în material, el o consola pe Cristina. Lumea vede, Robert, o consola pe Cristina pentru că ea plângea, nu avea treabă nu cu tine. Trebuie să-ți Cristina. Să vede Cristina. Ce face. Acum, Robert, menționând de competiție, tind să cred că oricum lui nu-i pasă de mine și de Radu ca și... Adică mai ales de mine, că sufăr eu și vai, Doamne, ce să... Ascultă-mă, ce o să fac eu după sau că o să sufăr. Dar mama pur și simplu ta el... Pur și simplu... Ia uite, deci... Dar stai așa, pe mine nu mă interesează, dar pe mama ta o interesează. Dar de ce interesează pe tine dacă o interesează pe... Nu a terminat. Pentru că nu de ce te interesează pe tine dacă o interesează pe mama ei? Păi dacă el zice că nu empatizez cu lumea, empatizez mult cu lumea, știi? Și astăzi am fost foarte atent când i s-a întrebat pe Robert, Cristina dacă mama Mihaela de când te acceptă. Mesaje... Lăsați-vă mamele! Robert! Da. Robert. Dacă ai avea o putere, pe cine ai elimina? Pe Radu sau pe Cristina? Logică pe Radu, pe tine am nimic, Cristina. Nimic? Și tu ce o faci să plângă? Doamna Andreea, vrei să vă zic ceva? Dacă nu, eu spun eu, eu spun sute de mii de persoane din cauza la omul ăsta. Lasă-mă cu online-ul, te rog, mai zăbăcolo. Nu live-ul. Și când o să se ducă în viață, e acolo în Sibiu și o să zică cineva. Dar pe stradă și o să zică oamenii pe stradă. Nu, nu o să-i zică oamenii pe stradă. Poate face o glumă. Uite, asta m-a deranjat și pe mine, Mihaela. Robert, nu toată lumea trăiește în online, nu toată lumea trăiește glumele pe care le fac 10 oameni. Vorbe urâte. Nu toată lumea trăiește așa. Asta e glumă. Dacă se strâng 10 oameni și încep să jignească, acei 10 oameni nu sunt peste tot.
Gata, lasă-l. Gata. Robert alimentează fricile Cristinei ca să ea să nu se apropie de Radu. Iau păcatele lui Radu pe mine. Și fiind Radu... Uite, de exemplu, acum fata asta plânge aici, Robert. De ce nu te oprești? Și Robert, ți-a mai spus o dată, Cristina, pe conexiune... De ce nu te oprești? Ia-mă mâna după ea, că-i faci rău. Du-te tu, pune mâna pe ea. Dar Robert, ce treabă ai tu? Dacă ei îi place să complacă... Eu dacă îi dau îmbrățișare, sigur, îi trece mai rapid decât să-i treacă la falsul ăla. Că e fals. Dar nu e adevărat. Ia simte omul. Robert... Nu știu dacă am apucat să spun, dar într-o zi Cristina ți-a spus că o deranjează foarte tare ca tu să-i reamintești același lucru. E suficient că ea a trecut prin momentul respectiv, după s-a vorbit foarte mult despre asta și nu e necesar să-i aduci aminte în fiecare zi același lucru. Am zis Cristinei că mă deranjează extrem de mult când o întreb pe iubita mea, să nu răspunde ea. De ce o ataci tot timpul cu același lucru? Cristina era de partea Mihaelei pentru că Mihaela i-a reproșat Cristinei că fată, noi stăm în cameră împreună, tu nu-mi iei apărarea. Cristina a fost mereu de partea Mihaelei. Am văzut că noi evităm subiectul, nu voiam să vorbim și ea vă cum sunteți. Nu a fost ceva, draga mea. Toată e mai bine să evităm subiectul. Poate și Cristina a vrut să sublinieze faptul că Robert nu-i pasă în momentul ăla de mine sau ceva. Dar aducă un om într-o asemenea... Asta nu înseamnă empatizare, asta înseamnă răutate. Pare că îți place să o vezi plângând. Vrei să ce faci să plângă în continuu? Ce îi reamintești? Eu nu fac să plângă. El a deschis ușa la răutăți. Exact cum i-a făcut oamenii mie, Mihaela, din casă, nu i-a mai spus nimeni. Exact cum i-a făcut mie Mihaela, că dintre nu toți săr... oamenii prezenți, dar n-am zis că nu știi să săruzi, la încep cu asta. Noi, toți oamenii, inclusiv Cristina, am trecut peste acest... Ascultă-mă, te rog. Am trecut peste acel episod care s-a întâmplat, atenție, acum 90 de zile. 3 luni. Păi și încă ea este afectată. Ce obositorie. I s-a dat un dei și a început să tremure să plângă. Pentru că i s-a dat un dei. Pentru că are sechele pentru din cauza omului ăsta. Pentru că tu îi reamintești. Asta. Tu ai o durere a ta personală? Nu, n-am nicio durere. Dar dacă ai fi avut și ți-ar fi readus aminte cineva în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, cum te-ai fi simțit? Ai fi putut să te vindești de acea durere? Da. Sau tot timpul ai fi stat să te gândești acolo? Să mă îndepărtez de acea durere. Tu ai o vârstă și ai o experiență. Ai trecut prin mai multe cum lucruri. Se pare. Decât a trecut Cristina. Cristina are 19 ani. Dacă ea plânge pentru a doua oară, pentru că tu aduci subiectul ăsta, asta se numește deja răutat. Robert, eu am fost judecat la momentul când s-a întâmplat. De ce ți-i bă? Radu, o să fie judecat. Am fost judecat când s-a întâmplat. O să fie judecat pentru tot restul vieții, atât cât vrea Cristina. De fiecare dată când va vrea ea să-i reproșeze asta. Asta este problema lor. Dar faptul că dintre toți oamenii prezenți aici în casă și în mod special fetele, nici măcar una nu a atacat-o o singură dată cu acest lucru. Vii tu ca bărbat să o ataci așa în fiecare cel zi. Cel mai mare dintre noi. Eu n-am atacat-o, i-am readus aminte cine a atacat-o. În fiecare zi. Fiecare zi, nu. De câte ori mă deranjează și intră peste mine și zic să tacă din gură? Robert, că vorbesc. Copil, Robert, are 19 ani, ai 33 de ani. Hai, gata cu copiii, că nu ești. Trebuie să duc la facultate, să vin acasă. De ce trebuie să duc la facultate, că vrei tu? Tu de ce ai rămas în Spania, în Valencia, la fire sau unde retul, la cablu, la ce... Stai liniștit, Robert, că m-am înscris la facultate. Stai liniștit. Dacă asta te frământa. Trebuie să meargă toți unde vrei tu, să plecăm toți de aici, să facem tot ce vrei tu, dar e misiunea ta, sau nu înțeleg, ești patron ce aici? Ce, concentrezi pe Mihaela și pe cuplul tău? De acum vorbeam de Mihaela. Poți să rămâi și în sezonul 3, Robert. Poți să rămâi și în sezonul 3, liniștit. Ce? De ce tu crezi că din cauza asta nu vrei să... Mihaela? Ce crezi? De aici. Ce înțelegi? Nu știu, mi-e greu să cred că s-a dispoțit de mine ca să rămână cu un sezon. Dăm la pariu pe ce vreți voi, legal, legal cu acte, că eu nu o să vin în sezonul 3, 100%, vă asigur eu. Mihaela. Sunt minciuni, speculații, iar săgeți. Eu nu știu, doamnă Andreea, nu mai vreau să iau apărarea, să mai zic nimic. Dar nu știu cum să mă împart. Cristina mi-e colegă de cameră. Chiar, ea de multe ori poate să răzbună pe mine că e nervoasă pe Robert sau așa. Nu știu. Păi acum mi-a zis că mă complac, dar ea nu știu, și ea se complace. Păi te complaci cumva, păi și tu te complaci mult. Da, dar eu am sentimente față de el, în schimb tu față de Radu nu știu dacă ai. Sunt totdeauna mi-ai zis și în cameră că eu am sentimente față de Radu și el nu are față de mine și acum vii și îmi spui că eu nu am față de Radu. Da, poate tu ai mai mult față de el, dar... Păi acum te complaci. Oare avem sau nu avem? Adică dacă tu spui că nu poți să treci peste, pentru ce te faci jocurile astea cu el? Dacă nu poți să treci peste... Jocuri? Păi da. Da. La hotel îmi spui că nu poți să treci peste. De ce joci? Nu i-a spus așa ceva la hotel. Eu nici nu vorbesc cu Mihaela despre asta la hotel, în primul rând. De ce râzi, Mihaela? Nu, nimic. Eu nu am încredere în nimeni de aici.
nimeni de ei să spun ceea ce, ce am eu de gând să fac. Nici măcar Mihaelei, n-am niciodată încredere. Deși poate pe alții las să spună multe lucruri mie, că știu cum sunt și că niciodată n-am venit aici în emisiune să spun nimic despre nimeni. Da. Dar de alții... mi-ai spus că se preface, Radu, și îți dai seama de alții mi-e teamă. Mi-ai spus că vezi că ți-a spus, preface ți-a spus și toate de plâns. Astea. Aseară ți-a spus de plâns. Atât. Că îți dai seama că se preface, că plânge și din asta. Când a fost că nu le interesează pe el de tine, ea nu că a zis că se preface, ea te-a întrebat. Dar oare crezi că se preface? Au fost întrebări, Mihaela, nu au fost afirmații. Au fost că vrea păreri. Eu chiar am văzut un episod când au trecut și... mă râdea și ziceam, Doamne, cum poate să prefac omul ăsta? Atunci, și ai spus, da, într-adevăr și mi-am dat seama că se preface că plânge. Dacă... când erai la început, în sezonul 1, când a plecat cineva de aici din casă. Și m-am era plăcut eu. Așa a apărut atunci. Ție nu te-o spun niciodată în față că, uite, eu văd că te prefaci față de mine. Nu e adevărat, i-a spus. Toată lumea știe asta, Mihaela, tu decontextualizezi aici, vrei să o pui cumva pe ea încă. Dar de ce faci asta, Cristina? Să știi că mai mult mă deranjează ce faci tu decât ce spune Cristina, că eu le știu ce zice Cristina. Acum mi-a mai zis personal chestiile astea. Personal, unde? E mai mult eu spun ce am văzut în episodul ăla. E mai mult deranjant ce faci tu, că nu-ți convine ceva, ascultă-mă, că nu-ți convine ceva, scoți armele, o ataci pe Cristina. Când este de partea ta, vă pupați amândouă. Când nu mai este și spune și o părere, repede scoți ceva de la hotel. Dacă tu se pare ok? Ce? Am și eu. Și ar putea poate să facă. Ea nu atașă, da, doar tu da, aș putea, că știu Cristina ar putea să facă. De Mihaela care a spus. Mihaela. Nu aș vrea să se afle niciodată, mi-ai spus multe lucruri. Eu te văd altfel, Mihaela. Și niciodată n-am ceva grav, adică. Da, dar n-ai vrea să se afle, nu? Dacă mi-ai spus mie și ai avut încredere în mine, da? Stric de rad, am zis. Am văzut episodul ăla, s-a prefăcut că plânge și ai spus, da, am văzut că s-a prefăcut, nu cred în el. Da, hai să lămurim, e foarte simplu. Cristina, te joci cu Radu? Nu mă joc cu Radu, doamna Andreea, cum să mă joc cu Radu? Dacă asta simt. Nu mi se pare, adică de cât de atâta timp vă trageți unul, vai că nu mă pupa, că nu știu ce, că prin așa suntem noi. Așa, doi oameni care au sentimente și tu spui că ai trecut peste ce ți-a făcut ție. Te pup și te zic la cuplu. A, bine, de ce nu te-a pupat romești de grăzeava la Dei dacă nu te iubește foarte mult? Și el când e vorba, și de Dei fiind vorba, el ce n-a acceptat? Fuge. De ce n-a acceptat Robert Dei tu? Pentru că noi suntem așa în impas acum. Păi da, voi vă dați seama că Cristina a fost de partea ta, Mihaela, și te-a luat și ai încasat atacurile lui Robert. Acum când Robert îi întoarce înapoi Cristina, păi, tot să ne preface și noi că nu între noi, că nu ne-am supărat cu nimic. Păi și Mihaela, când, perfect. Când Robert te-a atacat, păi nu s-o ai prins de atâtea ori, păi, fata aia de lângă tine a fost alături de tine. Doamne. Acum când el dă în ea, tu tot în ea dai. Da, exact. Se pare normal. Posibil că nu am dat cu nimic. Tu în momentul în care o termini emisiunea și o termini competiția asta, pe ea o mai poți avea ca prietenă. Dar pe el îți garantez tu la asta că nu o să... Dar nu o să o aibă nici pe Cristina. Pe ea, nu, pe ea să o aibă ca prietenă. Niciodată. Genul ăsta de persoane niciodată. Niciodată. Ea poate să-ți mai fie prieten. Așa, după dacă tu o dai așa. Știi bine că așa e. Să vezi ce scurte îi bagă la universitate. Urâte. Niciodată n-am uitat să spun că mi-ai spus ceva în cameră sau că ai făcut așa. Da, mi-a dat multe înțele și în momentul când am luat ce... Dragilor, a sosit momentul mult așteptat din această gală. Mai exact momentul în care vreau să vă zic vouă, dar și telespectatorilor, stop vot! La momente vom afla favoritul telespectatorilor din această săptămână. Cine a strâns cele mai multe voturi din partea telespectatorilor în această săptămână? Ce liniște s-a făcut! Ce-mi place! Favoritul din această săptămână... cel care a strâns cele mai multe voturi din partea telespectatorilor din această săptămână. Cel care va avea imunitate în această gală și nu va putea fi votat spre eliminare, dar totodată și o responsabilitate, mai exact cel de-al treilea vot spre eliminare. Dar toate astea pălesc în fața acestui cec. Cec în valoare de 5.000 de lei. În această săptămână, favoritul telespectatorilor este...
În această săptămână, favoritul telespectatorilor este... Radu. Felicitări. Mulțumesc mult. Vreau să mulțumesc și eu atât în numele meu cât și în numele Cristinei, tuturor învingătorilor noștri care ne susțin și care sunt alături de noi. Vă iubesc și, ce să zic, vă mulțumesc din tot sufletul meu și sunt foarte emoționat pentru că e deja a treia oară consecutiv și nu mă așteptam la chestia asta. Vă iubesc și vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc! Cu plăcere! Bravo, felicită! Lasă că te duc într-o vacanță! După... O lună! Stai, ce ai zis? Într-o vacanță, că scăpăm de aici! S-a registrat, nu? Trebuie să cinstesc doamna Andreea un pic și băieții. Care spunea, măcar o apă plată dacă bem și noi de bani. Mâine cinste. Și fetele, nici nu mai spun. Foarte drăguț. Bun. Totodată aș vrea să le reamintesc telespectatorilor faptul că emisiunea Casa Iubirii este o emisiune înregistrată. Astfel că există un decalaj între momentele în care înregistrăm și momentele în care difuzăm. Vă mulțumim pentru voturile dumneavoastră, vă mulțumim pentru că ne urmăriți într-un număr atât de mare și vă rugăm să consultați cu atenție regulamentul emisiunii pe www.canalde.ro. Cinste, cinste, dar Cristinei? Și Cristinei, bineînțeles. Păi ai spus că atât din partea mea, cât și din partea Cristinei. Tot în oraș? Să ne spui și nouă, să știm, să vedem. În oraș, dacă o să accepte ea. Crezi că o să accepte? Nu, nu știu, rămâne de văzut. Și în cazul în care să zicem că acceptă, da? Nu plătim noi? Partea dumneavoastră, dar partea mea... Putem să facem așa, dacă ea acceptă, noi nu plătim. Mie îmi convine. Bun, bine, o mai vedea. Și noi nu vă lăsăm să plătiți, evident că plătim noi. Date-uri din partea noastră și sperăm să fie din ce în ce mai frumoase și interesante pentru voi și să fie așa un mediu plăcut în care să vă apropiați, să vă îndrăgostiți, să veniți voi băieți, uitați așa cu trandafir, cum a venit Laurențiu sau Claudiu. Bine, Claudiu și Bianca nu au fost la date, dar... Bun, pregătiți de ceea ce urmează? Avem de ales. Ce urmează? Liderii. Eliminarea. Pe cine votezi? În Casa Fetelor sau în Casa Băieților? Cea de treia persoană. Casa Băieților. Casa Băieților? Da. Măcar ca o lecție. Pe cine? Nedevăzut. Am înțeles. Bine, dacă sunteți pregătiți atunci, vă rog... Să fiți pregătiți și gala următoare, pentru că această gală este o gală fără eliminare. Deci vom vedea data viitoare. Cei care nu și-au folosit imunitatea în această gală, mai exact Catinca și Cosmin, o vor folosi în gala următoare. Ai grijă, karma vine. Deci aveți imunitate și gala următoare. Bun. Pregătiți de votul pentru lideri? Da. Bun. Înainte de asta, vreau să-i rog pe telespectatori să fie foarte atenți, pentru că a sosit momentul să spun din nou start vot. Din acest moment îi puteți vota în continuare pe favoriții dumneavoastră. Cine merge? Lorena! Alex, te rog. Larisa. Am făcut cu Alex acum. Păi și nu mai mi-ai zis, nu știu. Mi-a făcut una egalitate. Aiurea. Aiurea. Faci în săptămâna viitoare. Da, ce să-ți povestesc? Aiurea că te rupe așa. Dacă mă rupeam în săptămâna trecută, eram nenorocit, nu?
Nu, no, păi ai făcut eram, una cu una. Așa eram, dacă mă urcam. Faceți strategie? Acum mai face, că n-am cu cine. Egalitate. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. Nu știu. Așa, ca între băieți. Așa vrei să ne spargem, să jucăm altfel, jucăm altfel, nu problemă. Dar tu ești că... Nu, sunt frate, cum am zis. Păi zic acum, nu, atunci am vorbit deja cu băieții. Jucăm altfel, dacă nu e problemă. Ce aveți, bă, ce ai, mă? Nimic. Ce ai, nu, ce ai, mă? Era ceva. Bă, dar fără de tot timpul, nu poți vorbești nimic el serios. Vorbește cu el serios, cum vrei tu. Băi, am vorbit, tu l-ai trecut, am votat pe mine. Mihaela. Zi. Făcut una cu una, au rămas egalitate. Așa cum a rămas așa, mă, n-am mai vorbit care și cum. Votăm. Deci tu ai votat odată... Da, mă, lasă, așa, și rău, așa. Și acum ai vrea să faci încă am făcut cu altcineva. Am făcut cu... Păi și tu faci mai când ai nevoie cu el? Băi, una, una. Da. Odată ești la el, odată ești la mine. Și egalitate. Cum vreau iese. Ai înțeles? E urât așa. Odată o... Păi e urât. Las, cred că e urât doar, gen, doar când ai tu nevoie să faci treabă cu el. Băi, tu nu ai înțeles. Bă, Radu. Am făcut prima săptămână. Lasă-mă, frate, așa că discutăm după aceea, că suntem veți. Lorena. Așa. A doua săptămână, acum a ieșit... Arisa. Arisa, ok. E 1-1. Da. Ce mai vrei? O să votez pe iubitul meu. Așa cu inimioară, chiar dacă el ultima dată nu mi-a pus inimioară. Eu vreau să rămân alături de aici. Să rămânem împreună și să ne rezolvăm problemele. Și acum vrei să termin cu el și să te faci strategia cu altul. Nu, dar nu asta zic. Acum vine tot el la rând. Nu știu, mă, termina contractul cu tine, face cu altul. Nu e problemă. Nu e nimic, că nu-i vreun secret. Cristina. Face și noi cu schibul, mai... O să votez Claudiu pentru că ziua de ieri a fost una foarte frumoasă. A și cântat, mi-a adus ciocolată. Muritor. Bicicu. Nu o să mor eu și trandafirul ăsta nu o să moară. Mă dați seama. E și trist și fain în același timp. Larisa. Pentru că o face fericită pe noua mea prietenă. Clarisa, îmi aduci, te rog, voturile. Pot merge eu, doamna Andreea? Pot merge eu? Nu ești lider. Puternică, așa. Rochea scurtă și poate.
tu ai făcut glume toată gala, aia n-a spus... Avea piciorul și te-am rugat să o ajuți. Te-ai dus și ai ținut-o de mână, mai mult te țineai pe tine decât o ții tu pe ea. Și acum că n-are nicio problemă, te oferi. Poate se poate și acum. Mulțumesc! Bun, rândul băieților, Laurențiu. Mulțumesc! Plăcere! Hai, repede, 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 repede! Vă certați? Vă jucați? Jucați-vă în continuare! Jucați-vă în continuare de mâine! De la 10 și apoi de la 4 și jumătate! Când începem o săptămână nouă. Hai să fie una frumoasă, pentru noi toți. Și pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Să fie o săptămână liniștită, plină de zâmbete. Chiar a fost o gală ușoară, nu? Da. Da. Să vedem cum va fi cealaltă gală, gala următoare.
Bun, mulțumim pentru că ne-ați rămas alături până la această oră. Mulțumim că îi votați pe acești tineri și vă așteptăm și mâine, de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. La revedere, o seară minunată! Ce ați pățit? Robert, Miha? Că el spune că e pe pauză, dar nu e nici într-o pauză, așa. Sau poate pauza vine din partea mea de data asta. În urmă cu câteva zile tot am primit NCN mesaje, nu le-am luat în calcul. Am vrut să am încredere în tine. Apropo de mesaje, aseară... Lasă-o, hai să termine! Hai să termine! Lăsa să vorbesc, te rog frumos! Ce capturi ai văzut, Mihaela? Mihaela... Știți că tot v-am zis că primezi mesaje? Că el se cupla cu mine pentru emisiune și n-am vrut să cred asta? E adevărat! Mamă, dar ce strategie bună fac adminele tale. Ai făcut relație cu mine, că ai fost împins de la spate și tu știi bine de cine. Nu este adevărat. Ba da, nu vreau, nu pot. Dezistrusă prin interior, crede-mă. Dacă eram supărată și nu mă supăra el, eu eram lângă el și uitam, e tot. Eu uit că m-am supărat, uit tot. Dar el nu, el mi-aduce din nou.